Salutări, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție de Sportcast cu Sile, un podcast Orange Sport, un podcast sponsorizat de cei de la Betano și lucrul cel mai important, un podcast urmărit de noastră. Ne-ar face plăcere să credem că suntem o comunitate deja, că sunteți alături de noi la fiecare episod. Se strâng view-uri, e foarte bine, dați subscribe paginii Orange Sport, toate pentru a rămâne în această comunitate și a o lărgi, a fi împreună de fiecare dată. Am adus în ultima vreme mai mult conducători, mai mult ziariști. De data asta am zis să aduc un fost multiplu campion al României, un om care are selecții naționale, un om care conduce un centru de copii și juniori, lucru extrem de important, pentru că, vedeți, sunt tot felul de probleme în fotbal românesc, greu de tot apar jucători. Un tip născut pe 1 ianuarie. În curând ne pregătim să-l sărbătorim. Vasile Maftei, te salut, mă bucur că suntem împreună. Și un tip care aleargă la 43, aleargă, ai alergat și 100 de kilometri odată. Asta așa era legenda. Nu știu acum, e real? E real, da. Cum aia? Adică odată. În 24 de ore, e o cursă de 24 de ore care alergi cât poți. Cât mai mult. Volum, vorbim de volum. Și tu în 24 de ore ai alergat 100 de kilometri? Da, dar nu alergi tot timpul. Te oprești, te odihnești, alergi, te oprești mai în 24 de ore. Lasă-mă că ajungi la Câmpina, dacă te-ai alergat tu. No, e o cursă. Dar cum e? Adică, explicăm chestia asta, că eu am auzit de povestea asta, dar nu mi-a venit să cred. Adică eu, mă rog, eu nu sunt fost sportiv. Da, eu cred că, nu, 100 de kilometri a fost așa, puțin. Cred că aș fi putut să alerg mai mult, dar am pus un target de 80 așa de kilometri, dar am ajuns la 100 și m-am mulțumit cu 100. Cu puțin? Da, nu, adică poți să alegi mai mult? E o cursă de 24 de ore, da? Pleci la, să zicem, începe cursa la ora 9, astăzi la ok, 9, dimineață, termin, mă pun la 9 și mă apuc să alerg. Și te apuci să alergi. Ok, te odihnești, când vrei să te odihnești, alergi, nu știu, prima oară alergi. Este o buclă de vreo 800 de metri. Ok. Care trebuie să o faci tot timpul. Și atunci, la un moment dat, acumulezi kilometri, kilometri, și mers, și alergare, și mers, adică cât mai mulți kilometri. Atunci, ai posibilitatea să alegi mai mult. Stai cât ai nevoie. Asta e problema cea mai mare. E mental, că tot te învârți pe bucla respectivă. Că dacă ar fi fost așa, la loc să mergi și să vezi alte peisaje în jur. Ca Forrest Gump. Ușor, dar să te învârți pe o buclă de 800 de metri, 24 de ori, dar sunt oameni care aleargă 6 zile. Deci competiția se cheamă Transilvania Six Days. Da. Începe luni și se termină duminică. Aici sunt unii care alergă 6 zile? Da, 6 zile, da. Adică sunt că te simți ca hamsterul ăla, știi? Da, aleargă cel mai mult, dacă nu mă înșel, vorbesc de acum 3 ani de zile sau 2 ani de zile, a alergat undeva la vreo 700 de kilometri. Un om? Da. Și trecut de 50 de ani. Sunt ok. Adică, cum ar veni, ai perspective. Da, că tu dacă ai 43... Nu, data viitoare vreau să încerc 48 de ore. Aha. Da, nu te gândi că e infernal. Păi, Vasile, despre ce vorbim? Cum să nu fie infernal? Nu e infernal. Mai că nu e infernal? Nu e infernal, nu. E o cursă, chiar e plăcută. La un moment dat, și dacă merge un om normal? Și dacă merge, ok. Păi și dacă merge un om normal? Dacă ești pregătit. Dacă ești pregătit. Ai niciun fel de problemă. Pentru mine e mult mai grea cursa, maratonul mi se pare mult mai greu. Ai făcut și maraton? Da. Ai leșinat la sfârșit? Erai N-am leșinat, rupt? Nu, dar foarte, foarte greu. Foarte greu. Ce ți se pare mai greu la maraton? Mi se pare că... Bine, depinde și în ce ritm îl alergi. Ok. Dacă alergi și depinde și de vremea de afară, e foarte importantă. Eu la ultimul maraton pe care l-am a fost în octombrie, maratonul Bucureștiului, am început cursa undeva la 9:30 pe 13 grade și am terminat-o după vreo 3 ore, ok, 3 ore 50 și unde erau 28. Diferență foarte mare de temperatură, cald, da. consumul de energie mai mare, intervine deshidratarea. Trebuie să te hidratezi mai mult spre finalul cursei. Asta e problema cea mai mare, că trebuie să intervine deshidratarea și trebuie să te hidratezi. Ok, ai gelul la tine, ai tot felul, pe parcurs ai tot felul de izotonici, ai puncte de hidratare. Dar cât de repede să
asimileze organismul încât să treci peste. E diferit. Dar ai avut chestia asta întotdeauna? Adică ți-a făcut întotdeauna plăcere să alergi sau este mai degrabă? Pentru că lumea trebuie să înțeleagă. Voi sportivii, foștii sportivi, aveți o super disciplină. Voi aveți o chestie pe care evident o dă exercițiu și viața și necesitatea. Pentru că voi trebuie să vă antrenați, da? Da. Meciul la sfârșit de săptămână e o rutină. Bun. Un la mână, doi la mână. După ce vă terminați carierele, voi nu puteți să vă opriți, pentru că nu e bine pentru corpul vostru. Corect. Aveți organele mărite, corect, totul e așa mult este, mai complicat. Și atunci voi vă apucați de activități conexe, că fotbal nu mai poți să joci de fiecare dată, deși joci, înțeleg. Da, nu, fotbal mai joci. Dar nu mai poți să faci antrenament zilnic. Exact, bun. Și atunci tu găsești metode alternative de a-ți... Exact. Chestia asta mă gândesc, obiceiul ăsta de a alerga l-ai dobândit după ce te-ai, lăsat. După, da? Cum te-ai apucat și de tenis, exact, nu? Da. Hai că ai încercat să găsești metode alternative care să-ți ocupe orele alea în care tu te antrenai, corect? Exact. Bun. Asta este. Acum, cu ce diferă la vârsta asta mindset-ul, dacă vrei, cum te setezi ca să faci chestiile astea? Pentru că e diferit de cum erai ca fotbalist. Ca fotbalist deja știai, aveai o rutină. Ca fotbalist și în general în fotbal, fotbalul e un sport de echipă. E, să zicem, din punct de vedere, nu știu, mental, în punct de vedere al integrării, e ok. Ai colegii, ai antrenamentul și rutina din timpul săptămânii, ți-e mult mai ușor să treci peste anumite obstacole mentale. Da. Ok, odată când ai terminat antrenamentul, mai stai, mai socializezi, mai treci peste anumite supărări pe care le ai, le poți împărtăși cu colegii, depinde. Să nu mai zic de modul în care gestionezi într-un meci. Poți să ai o zi proastă? Exact, te ajută colegii. Mai, să mai, cumva să mai compensează pe undeva o evoluție mai puțin bună. Dar la sporturile de individuale, din punct de vedere mental, e foarte greu. Și am zis, ok, m-am apucat, nu am avut neapărat un setat în care trebuie să fac asta. Nu, am făcut-o în ideea în care să continui cumva să fac mișcare după perioada de pe care am avut-o din punct de vedere al fotbalului profesional. Da. Și am continuat așa, hai să fac, să alerg un pic, hai să mai și alerg. Și ai început adică când ai început să te cronometrezi, când ai început să vrei să atingi niște ținte, că inițial o faci cum spui tu, da, te duci în herăstrău, dai două ture de herăstrău, după aia dai patru ture de herăstrău. Și după aia începi să zici, ok, bun, am făcut tura asta, acum trebuie să o îmbunătățesc. Nu. Când începe nebunia? Începi să te monitorizezi, începi să te monitorizezi, să vezi cât alergi. Da? Da. Ți-ai un ceas, ceva de genul, nu știu, un sistem de monitorizare. Da. Intri pe fel și fel de site-uri, unde vezi anumiți oameni care aleargă, scot anumiți timpi. Atunci, chestia asta te provoacă și pe tine. Da. Acum sunt anumiți oameni cu care vorbesc, care mă provoacă. Alergi și cu altcineva, de exemplu? Sau asta e o activitate de lup singuratic? Nu, alerg și cu Daniel Nicolae, mai alerg, dar mai puțin cu el, mai mult singur, așa. Am în înțeles, ultima okay. perioadă, mai mult singur. Și ai avut oameni care au venit și ți-au zis, băi, tu cât faci? Păi, exact, nu, dar sunt pe rețele, sunt o grămadă de comunități. Ai intrat în ele? Am intrat, nu neapărat. Am luat legătura cu niște băieți, și mi-a plăcut așa modul lor de a vedea lucrurile. Nu e crâncenare tot timpul să aleargă cu zâmbetul pe buze. De fotbal, e diferită. Până la urmă o faci din plăcere, nu o faci, că nu e un sport pe care îl fac profesionist. Da. E plăcere, atât. Da. E pur și simplu e plăcere, o faci doar că vrei tu. La fotbal mai era plăcere? Era, trebuie să fie. Bun, dar stai un pic. Cauzi mulți sportivi de performanță care la un moment dat zic ok, devine rutină, nu ai chef, încep să te doară lucruri, încep să... Și la un moment dat nu mai e plăcerea aia, adică nu mai e plăcerea aia copilului. Plăcerea copilului e una, te duci să bați mingea, da? Tu te duci să faci chestia asta profesionist. Uneori te dor genunchii, îți face o nouă injecție. Știu că nu mai e aceeași plăcere. Treci prin anumite stări. Da. E normal. Niciodată nu mergi și la muncă când te duci, tot timpul te duci cu zâmbetul pe gură. N-ai cum. Sunt perioade și perioade. Important e ca atunci când ți-e greu
să depășești momentul ăla, să depășești, nu știu, fiecare cu problemele lui, cu modul lui de a trece peste anumite probleme, atunci cred că ții mai ușor. Dacă ești setat, bă, ok, sunt setat în momentul în care, bă, mi-e greu astăzi, bă, trebuie să o fac, trebuie să o fac, trebuie să o fac, trebuie să depășesc, trebuie să depășesc. Până la urmă, totul, în orice sport, din punctul meu de vedere, factorul mental e cel mai important. Asta este părerea mea pur personală. În orice sport, și în fotbal, și în sport de echipă, și în sport individual. Că asta e problema, e o problemă generală la copiii din ziua de astăzi. În momentul în care dau puțin de greu, au tendința de a renunța. Ok. Ok, sau au tu tendința, poți observi au, pentru au că... tendința de a renunța, adică, bă, nu neapărat că ok, mă las de fotbal sau mă las de ce. Dar se duc într-o zonă în care, nu știu, nu e benefică pentru ei. Okay. Nu știu să sufere. În zona aia de asta de nu suferință. Era pe vremea voastră? Când erai tu copil, nu era chestia asta? Cum mi-aduc aminte? Eu nu aveam unde să... Eu nu aveam plasa de siguranță. Tu, pe de altă parte, vezi sportul din ziua de astăzi este mult diferit de sportul din perioada sunt aia. De acord. Da? Tu acum ești la un centru de copii și juniori, da. Da? În București. Da. Sportul în ziua de astăzi costă niște bani. Copiii vin dintr-un anumit mediu, nu prea mai... Adică vin și aia săraci, da? Dar vin și altă tipologie de copil. Și atunci mă gândesc că... Auzi, de ce să, dacă vremea e urâtă, de ce să bag capul în contră, păi, să vă umplu de mocirlă? Asta e problema, că din momentul de față, în ce se întâmplă în sportul, și vorbesc de fotbalul la nivel de copii și juniori, nu mai sunt jucătorii care provin din mediile rurale. Da. Sunt copii care provin din medii bune, să zicem, medii mai care au posibilități. Da. Atunci, când ai posibilitate, există și siguranță. Logic. Și părintele. Părintele din și nu-ți ziua. Se pare astăzi ok e foarte, asta? E foarte, foarte implicat în viața lui. E prea foarte implicat? Este foarte implicat. Prea implicați? Din punctul meu de vedere, sunt undeva la 90% sunt implicați în viața lui. Sportivă. Eu... Vorbesc sportivă. Da? Eu am auzit. Pentru că el, ce se întâmplă? Vine copilul acasă, primul lucru, cum a fost la antrenament, ce ai făcut, ala e. Nu-l întreabă cum te simți din punct de vedere fizic, nu știu, ce dacă mai ai de făcut teme, mai ai de făcut alte lucruri. Nu partea de cum a fost la antrenamentul, cum s-a... Vorbind, intră în probleme tehnice, tactice. Discută cu copilul, ceea ce nu e în regulă. Corect. Ei ar trebui să discute de altceva. Ce ai nevoie pentru mâine ca să mergi la antrenament? Ce trebuie să mănânci? Teme dacă ți-ai făcut? Cum ești cu școala? Ăla trebuie să fie. Dacă sunt probleme, ok, sunt probleme, ok, vine copilul acasă și e supărat sau ceva, poți să discuți cu el fără niciun fel de problemă. Dar nu sunt mulți care intră în problemele astea. Mi-a zis Pintilii următorul lucru. A fost aici, da, pe scaunul pe care stai tu. Și mi-a zis că din punctul lui de vedere, cea mai mare problemă, și nu doar el mi-a zis chestia asta, cea mai mare problemă a copiilor juniorilor din ziua de astăzi și a felului și a problemelor pe care le întâmpină cluburile de copii juniori sunt părinții. Dar să știi că asta... Spune, eu am văzut, eu spun ce am văzut eu, da? Fiul meu joacă, mă rog, copiii mei joacă undeva, nu contează unde, da? Și am fost la niște meciuri și eu, la primele meciuri. Eu foarte vesel, foarte bine dispus acolo m-am dus. Noi am văzut o încrâncenă, niște oameni care urlau, răgneau la copii, părinți care le spuneau cum să stea în teren, părinți care le spuneau cum să șuteze, cum să lovească mingea. Noi vorbeam mai mult decât antrenorii și eu mărturisesc că am rămas șocat. Am zis, băi, unde sunt aici? Ce se întâmplă? Adică, de ce mai ai antrenor? De ce mai dai la o școală? De ce mai plătești niște bani dacă tu știi mai bine decât antrenorul? Păi antrenează-l, frate, acasă, la tine. Păi, pe bune! Să știi că... Deci eu m-am enervat și mi-am pus căști. Îți spun sincer, deci mi-am pus căști. Implicarea părinților. Și în ultima vreme m-am dus la meciuri cu muzică în urechi ca să nu-i mai aud. Pe cuvântul meu de onoare. Implicarea părinților există nu numai în România, există și în alte țări. Să știi că sunt implicați. Doar că în România sunt implicați din toate punctele de vedere,
tehnic, tactic, toate. Știu că nu ți-e ușor să spui asta, pentru că tu totuși ești manager. Nu, tu ești manager, tu ești într-o situație delicată acum. Tu nu poți să spui tot ce gândești. Nu, eu spun, de ce să nu? O să spun cam ce gândesc, pentru că așa consider eu că trebuie să făcute lucrurile. Uh-huh. Și nu le facem și nu, noi tot ce facem în Academie nu facem pentru mine. Sau pentru, tot pentru copiii respectiv face. Ați discutat cu ei? Ați discutat cu ei? Adică au acces la antrenament, părinții? Deci nu. Nu? Nu. Ok, bun. Deci, asta e o treabă. De vedere, excelentă treabă. Deci este foarte clar. Deci părinții nu au acces la antrenament. Ok, pot să aducă copilul la antrenament. Există un loc unde amenajat, unde pot să stea să socializeze, să bea o cafea, să-și aștepte copilul, dar nu vreau să văd părinți pe gard, uitându-se la... Lucrăm în continuare. Că sunt părinți, nu putem să-i. N-ai cum să-i. Diferent. La meci n-ai cum să-i împiedici. Nu, dar la meci n-are nicio legătură. Dar marea majoritatea dintre părinții, vorbesc din Academie, ale părinții jucătorilor din Academie și vorbesc de grupele mai mari, au înțeles lucrul ăsta. Și chiar e o disciplină în rândul lor, de care eu sunt foarte mulțumit și în rândul copiilor și în rândul părinților. Uh-huh. E un regulament pe care noi l-am făcut, un regulament de funcționare în momentul în care intri în bază, okay. Un regulament de ordine interioară al părinților, un regulament de ordine interioară al copiilor, lucruri pe care au voie să le facă, lucruri care nu au voie să le facă. Uh-huh. Îl pun în mână, îl citește. Îl semnează? Nu neapărat că trebuie să-l semnezi. Nu e de acord cu el, niciun fel de problemă, ne strângem până mergem mai departe. Ok, la meciuri au voie să urle? Da, la meciuri poate să manifeste, n-au niciun fel de problemă. Să manifestă, pentru că e normal. Sunt părinți care se manifestă și sunt trăiri, orgolii între copii. E normal până la urmă. La meciuri nu am o problemă. Nu dau indicații, clar. Asta, din nu dau indicații. Le-ați spus că să nu dea indicații? Nu stăm acum să facem anchetă, nu stăm să facem pe poliție. Pe hârtia aia pe care voi o dați. Nu au voie să dea indicații. E și chestia asta? Au voie să încurajeze, da, au voie să încurajeze copiii. Trebuie să dea dovadă de fair play. Nu trebuie să... Au mai multe puncte, uh-huh, pe care le-am subliniat noi acolo, pe care trebuie să le respecte. Sunt vis-a-vis de comportamentul lor față de ceilalți părinți adverși. Sunt mai multe. Până la urmă trebuie să existe respect. Absolut. Copiii joacă. Sunt la vârsta în care ei se dezvoltă, învață, au o grămadă, au toată viața înainte. Nu știu de ce punem atâta presiune pe niște copii și încrâncenare, nu știu. Asta e presiune? Mie mi se pare, de exemplu, mie asta nu mi se pare presiune. Și spun sincer. Am văzut, scuză-mă un pic, foarte mulți au fost pe scaunul tău în edițiile astea de sport ascusile, da? Foarte mulți fost jucători. Mie presiunea mi se părea că era pe un copil care venea dintr-o familie amărâtă. Pe un copil care, prin care părinții încercau să-și realizeze viitorul sau să-i asigure copilului și copilul la rândul lui, prin ceea ce face ca sportiv, să le asigure lor un viitor. Aia mi se pare presiune. Presiune că ce? Presiune că îl aduc la Rapid, unde are de toate, da? Că bănuiesc că are de toate în momentul de față. Da? Are de toate, da. Noi cred că aveți antrenori secunzi? Nu, avem antrenori principali. Avem antrenori secunzi, să zicem, vorbim de grupele de 11 la 11, da, de jucători. Avem antrenori secunzi, doi. Avem preparator fizic, antrenor cu portari. Kinetoterapeut, medic. Deci da. Ce le lipsește? Unde e presiunea? Monitorizare GPS, da? La antrenament, la fiecare antrenament, plus jocuri. Avem partea de videoanaliză, unde putem să analizăm tot ce se întâmplă în timpul antrenamentului. Deci unde e presiunea? Care e presiunea? La mine. A, la tine e presiunea? La mine. Păi la tine îți spune și cu presiune. Păi nu trebuie să... Îți spune și cu presiune. Eu tot am cerut. Cer, vreau aia, vrem aia, haideți, uite, pentru ce? La un moment dat o să vină și... De-aia joci tenis cu el? Îl lași să câștige? Nu. Nu, cum să lăs? E bun la tenis, Șucu? Joacă dublu. Da? Dublu. Dar joacă bine? Joacă bine. Sau jucați cu el, că e șeful? Nu, chiar joacă bine. Da? Da. Jucați și pe ceva? De obicei nu. De obicei, dar se mai întâmplă. De obicei nu facem pariuri. Dar eu sunt niște orgolii și o încrâncenare la meci. Teribile, da?
Dar nu discutați de fotbal la meci, la tenis. Adică spune... Înainte de meci, înainte de a juca, mai vorbim despre fotbal, că n-avem... Nu, adică nu stai la fileu și te întreabă, mă, nu, ai mai făcut, nu, mai... mă, produs și mie un junior? Da, mai încearcă să pună puțină presiune. Da? Am înțeles, da? Nu, e ok. Dar ți-a dat target când trebuie să produci, să începi, când trebuie voi să începeți să produceți? Că mă, eu mi-închipui că oamenii ăștia de afaceri, oamenii ăștia sunt foarte bine calculați. Da. Ce, dom'le, mi-ai cerut 3 lei, 4 lei, 7 lei, 10 lei, 12 lei, dar vreau ca în intervalul ăsta de timp tu să-mi produci maftei și academia ta să-mi producă 7 jucători, să zicem. Eu cred că... Când ți-a zis că o să trebuiască? Am 2-3 ani de zile din momentul ăsta, da? Să aducem jucători la prima echipă din academia noastră. Făcuți de noi. Până acum sunt 2 ani de zile, 2 ani jumate de când am început proiectul ăsta. Uh-huh. La grupele mari era foarte greu să aduci jucători care să-i promovezi către prima echipă, da. Nu aveai de unde, pentru că cei mai buni jucători sunt la academiile Cică Hagi, FCSB. Sunt în fața voastră? FCSB-ul e în fața voastră? Da. Sunt, ei fac asta de 10 ani. Și nu întreb. Nu ai de unde, pur și simplu nu ai de unde să iei jucători. Jucătorii buni de sunt unde cei mai buni în momentul de față? Cred că la Hagi. La Hagi. La Hagi, okay. Sunt în continuare cei mai buni, dar FCSB-ul la fel. Au jucători buni. Eu vorbesc de grupele, să zicem, under tineret și under 17. Da, alea care unde urmează noi, să, unde să noi, dea la unde echipa noi mare. N-avem cum să... N-avem de unde să fi luat jucători. Ok, am încercat să îmbunătățim grupele, am adus jucători, să fie concurență, să fie... Că selecția se face cu cât ai o are mai largă de selecție, cu atât poți să aduci cât mai mulți jucători de valoare, să zic. Da, și da, noi... Da. Noi să-i dezvoltăm și să-i perfecționăm cât să ajungă la prima echipă. Dar e aproape imposibil să... N-ai de unde, pur și simplu. N-aș fi vrut să... Am încercat să aducem, să... Dar sunt sub contract, jucătorii buni sunt sub contract. N-ai nicio șansă să-i să adici. Doar să dai bani pe unii cei mai buni și nu e cazul. La under 16, 15, 14 suntem într-o continuă creștere. Da. Cu siguranță vor mai veni și alți jucători, pentru că și la noi este un ciclu, ok, progresezi, rămâi, nu progresezi, niciun fel de problemă, poți să mergi în altă parte, o să vină alții care sunt peste nivelul pe care îl avem noi. Și nu de suntem altă. Bine, nu suntem la grupele și la grupele mari, nu putem să ne plângem. Suntem în luptă cu... Nu e o diferență foarte mare, să știi. Chiar dacă dar noi n-am avut, luați, n-am avut ce mai luați ce voiați, că e logic. E logic. Ce a mai rămas, să zic. Da. Și așa suntem în luptă acolo cu, cu cei mai buni. Ok. Problema, știi, care nu vreau neapărat... E important să construiești o echipă. E important să ai o echipă, să ai jucători într-o echipă cât mai mulți buni. Că atunci asta îți dă și valoarea. Hai, tu știi asta pentru că tu ai fost campion la tineret cu Rapidul, nu? Nu. Nu ai fost în echipa aia lui Chirilă? Nu, am venit după. Tu ai venit la un an după? Am venit exact după ce au câștigat campionatul, am venit în 99. Cine a câștigat din echipa? Cine a fost? Mărgăritescu a fost în echipa care a câștigat campionatul de tineret? Mărgăritescu, da. Mărgăritescu, cine a mai fost? Raț? Raț, da, bine, Raț a jucat la prima echipă. Deci în echipa asta e că mi-am notat eu aici. Deci erau Ghioane? Nu. Nu. Ghioane, Raț, știu că în perioada după au venit. Deci Ghioane au venit în 2000. Mult mai mulți jucători au venit după ce s-au câștigat campionatul la tineret. Dar bine, la tineret, în momentul ăla, mi-am aminte, nu era... Puteai să joci cu jucători mai mari. Aha. Nu neapărat că aveai o limită de vârstă. Puteai să joci cu jucători 25-30 de ani, adică nu era o problemă. N-aveai o limită de vârstă. Serios? Da. Mi-aduc aminte să fi avut o limită de vârstă. Nu, era tinere rezerve, tinere speranțe, nu știu cum a fost la un moment dat. Dar veneau de la prima echipă. Aveneau și de la prima echipă aia care... Pentru că pe foaia de joc erau doar 16, puteai pune. Era lotul format din 22, scădeau 3-4 jucători, 5. Scădeau de la prima echipă, cădeau și jucau la tineret. N-aveau o problemă. Că picau un jucător de 30 de ani. Da. Venea și juca. Da. Nu, acum, în momentul de față, nu mai pot, sunt o limită de vârstă pe care trebuie să o... Îți spun ce mi se pare. Mie mi se pare că de asta, apropo de și ajungem ușor și la tine și la tinerețe, la perioada aia. Mie mi se pare că Rapidul a fost întotdeauna un club
care a ținut foarte mult la oamenii, la oamenii lui, da? La aia creați de club, la jucători care au crescut în Giulești, în spiritul Giuleștiului, în spiritul Rapidului, e mult mai prezentă decât la foarte multe cluburi ideea asta de apartenență. A? Sunt cluburi, de exemplu, Steaua, Dinamo, luau mai mulți, luau cei mai buni. Da? Nu creau neapărat, nu aveau tradiția asta de a crea. Rapidul trebuia să fie de al Rapidului, ca să... An de zile a fost chestia asta, știi? Povestea asta. Ea, între timp, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a pierdut, dar cred că e important să o reînodați voi. Da, de ce nu? Adică suntem pe drumul cel bun, încercăm să aducem, ok, să aducem în Academie jucătorii cei mai buni, uh-huh. să-i creștem în spiritul, vorbind de grupele cele mai mici. Uh-huh. Deja avem și grupele de mini-fotbal, care și acolo încercăm să avem cei mai buni jucători din București, pentru că e mai greu să aduci din provincie, la vârstele respective, dar încercăm să-i creștem în spiritul Giuleștiului. Tot timpul avem fel și fel de lucruri care îi pot avantaja pe ei, adică la modul și la faptul că mă gândesc că ies cu jucătorii de mână la începutul meciului, vin la meciuri, sunt invitați tot timpul la meciurile noastre, la meciurile echipei mari, la meciurile de la prima echipă, ok, am zis și de la tineret. Au acces la antrenament vreodată, la echipa mare? Echipa mare se antrenează în aceeași bază. Uh-huh. Se antrenează, să zicem, echipa mare este posibilă să se antreneze pe un teren, mini-fotbalul pe două terenuri alăturate. Și nu cască gura în partea aia altă? Ba da! Ba, să da. Rămâi, băi, alo, trezește-te, bine, nu te mai uita la aia mari. Se mai uită, e normal până la urmă. Da. Sunt idoli pentru ei și atunci... Dar e un avantaj lucrul ăsta. Care jucătorii preferați de la echipa mare ai copiilor? Chiar sunt curios, adică care, la ce simți tu așa? Ce tricouri își au? Ce... Bă, nu știu neapărat, cred că Cristi e unul dintre preferații. Cristi rămâne, da, Săpunaru. Este de departe, nu, de departe. Locul 1 și... A, și locurile 2-3 sunt libere. Papo? Da? Da. Sunt înnebuniți după Papo? Da, da, foarte mulți. La ea mici. Păi, nu-ți... Ei, e cu părul ăla. Da, exact, da. Fițele alea pe teren. Da, da, da. Aha. Da, nu știu, Rahmani. Da. Le-a plăcut, păcat. Da, păcat, pentru că a avut un început extraordinar. Și, da. Da, cam ăștia... Astea ar fi... Da, Orațiu. Da, și Moldovan. La portari, clar. Ăia sunt... Ăia mici sunt nebuniți, da? Mai Orațiu, toți. Orațiu e și băiat mișto el, da. Așa, e și un tip foarte ok. Dar cei mari vin vreodată, nu știu, la antrenamente să stea de vorbă cu copiii, să aveți și chestia asta, organizați și... Am mai avut, în ultimul timp au fost foarte aglomerați și ei, n-am vrut să-i distragem de la atât timp, nu, și ce se întâmplă? Cât sunt în aceeași bază și să văd, îi văd tot timpul, mai sunt acolo și mai vorbesc, nu-i mai chemăm, hai să-i mai chemăm, ce să-i mai chemăm, da. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat în ultima perioadă este faptul că de la tineret, cred că din lotul de 22, au, cred că vreo 15 așa, pe tot parcursul perioadei astea, au fost la antrenamentele, invitați la antrenamentele primei echipe și au făcut antrenament cu prima echipă. Asta da. e un lucru extraordinar pentru ei. Cum să nu? Au avut posibilitatea să joace și meciuri amicale. Să simtă acolo forța un pic, să simtă ce înseamnă totuși să dai peste. E un lucru extraordinar pentru ei. Bun. Tu vii la Rapid după ce ai fost la Pitești, da? Și după ce, mă rog, întâi ai fost acasă, da? După aia... Da. Chiar 1 ianuarie, născut. 1, da. De asta și Vasile, nu? Da, Sile, de la Sile, da? De la Sile, la Sile. Da. Da. Vreodată, că Revelionul e ca ziua ta de naștere de fiecare dată. Cum era? Era avantaj sau dezavantaj pentru tine? Că știu că la copii contează când ești născut, dacă e 28. La mine a fost avantaj. Avantaj, nu? Avantaj, da. Pentru că am câștigat, la un moment dat, Bine, la început erau cu după 1 august. Jucătorii născuți după 1 august puteau să joace la o grupă mai mică. Dar după aia s-a făcut an întreg. Da.
Și eu am avut de câștigat 1 ianuarie. Am avut un coleg care era 31 decembrie. Și a trebuit să joace la una mai mare. E dezavantaj. Absolut. Da. Absolut. Deci la tine a fost perfectă ziua. Întotdeauna și vorbim tot, mă întorc la copii, cei născuți în prima parte a anului, în prima, să zicem, în primele 3 luni, sunt avantajați. Fiul meu la mare este născut pe 28 decembrie. Deci e dezavantajat. Așa, iar la mic e pe 6 februarie. La e avantajat. Așa, da. Se scoate. E o statistică făcută. Da. Și în mare parte, jucătorii născuți în prima parte a anului au mai multă șanse de reușită. Am înțeles. Când ai început? Când ți-ai dat seama? Sau cum ți-ai dat seama? Sau când? Povestește-mi un pic. Că e clar că apare un moment în care, nu știu, îți dai seama, ok, nu mai e doar o, nu știu, să dăm cu piciorul minge. Începem să fim mai serioși în poveste. Păi la 17-18 ani, cam acolo, când eram încă la Pitești. Da? Da. Pentru că perioada de la Pitești pentru mine a fost una care m-a format pe mine, să zic, ca om. În ce sens? Ai plecat de acasă? O disciplină extraordinară. Da? O, cum să zic... Cu cine mai erai, Necă? Voi ați fost acolo, a fost trupă serioasă. Am fost Raț, Bilașcu, Marius, Stelică, Stancu, Tănasă, Ciprian Tănasă. Mai mulți jucători, să știi că au avut o grupă extraordinară. Șepsi? Am fost... A fost după. E o generație mai mică. Ropotan tot așa, după. Vorbesc de generația 81-82. Da. Care... Dar să știi că am fost la selecție, erau în jur de vreo 1000 de copii la selecție. Când am fost la selecție, nu mai vezi așa ceva în ziua de astăzi niciodată. În jur de 1000 de copii care au rămas 20 și ceva, 27, nu mai știu exact cât au rămas. Și atât de bun erai. Nu știu dacă eram atât de bun. Cum adică? Da? Păi dacă din 1000 rămân 27, îți dai seama cât de bun erai. Nu, eram, nu știu. Bine, s-a dovedit. Arătam ceva, nu știu. Eram un jucător de potențial, să zic, în viziunea celor de la... Băi, eu jucam mijlocaș central. Aha. Dar la... Mi-au cam aminte că în echipa noastră mijlocaș central erau mult mai buni decât mine. Pe bune? Bun. Aveam niște mijlocași centrali senzaționali. Da, din diferite motive, de sănătate, de conjunctură, dar n-au ajuns, dar să știi că foarte bun. Și pe tine te-a retras atunci văzându-te că m-am așa? M-am retras ușor, am văzut că înălțimea nu te recomanda, nu recomanda pentru fundașa, da. Adică ai 1,80 m, da. Nu? Da. Cred că nu? Da. 1,80 m ai. Da. 1,80 m nu vezi mulți fundași centrali. Nu. Adică trebuie să ai ceva în plus față de atacanți, să ai ceva față de alți fundași centrali ca să le iei fața. Da, aveam poate că, nu știu... spirit de luptă, nu știu, să zic, o anticipație, nu știu, așa, aparte, pentru că e foarte important să anticipezi. Mm-hmm. Foarte important. Bă, anticipezi tot ce se poate întâmpla într-o fază. Da. Dacă n-anticipezi un pic să vezi, n-ai cum, e foarte greu. Până te trezești tu că n-ai... Pa, la revedere, plecat. S-a dus. E foarte important să anticipezi, să simți un pic, să vezi ce poate să se întâmple. Mm-hmm. În toate punctele de vedere, nu e ușor, că gândește că în jurul tău sunt fel și fel. Cu echipieri, minge, adversari, poartă, nu știu. Trebuie să anticipezi ce se poate întâmpla. Da. Cred asta că a fost marea ta calitate? Nu, cred că asta, nu știu. N-aș fi putut compensa ce, din punct de vedere fizic, viteză pierdută pe drum, da. Talie, n-am avut o înălțime care să mă recomande pentru fundaș central, nu știu, poate... Ambiție și anticipație. Da, ambiție, foarte multă ambiție, poate... inteligență în joc, așa, nu știu, și o anumită tehnică. Da. Poate că pentru un fundaș central aveam o anumită tehnică. Aveai tehnică bună? Da. Despre ce vorbim? Da. Adică, stai un pic. Și n-am avut personalitate. Da. Cred. Da. N-am avut o frică să fac niște lucruri. Uh-huh, uh-huh. Frica de a greși. Ok. N-am avut, nu mi-a avut. Nu te bloca o greșeală? Nu. Nu. N-am avut frica de... Poate pe... Ușor, cât am fost mai tânăr, așa, n-am avut o problemă. Era poate, inconștient. Poate pe sfârșitul carierei mă gândeam, bă, uite că am greșit sau nu știu ce, dar atunci, în perioada tinereții și în prima parte a carierei, n-am avut niciun fel de problemă, credem. Adică chiar dacă greșeam, dar nu mă gândeam, continuam. Asta e mare lucru.
Ajungi la Rapid. La ce vârstă ai ajuns? La 19 ani? La 19. 19 ani. Și dai acolo așa, da? Peste da. Nelu Sabău, da. Da? Stanciu, da. Iftodi, Constantinovici, da. Da. Rednic mai era? Rednic. Era și Rednic, nu? Mircea Rednic, era da? Și Mircea Rednic. Dănuț Lupu. Dănuț Lupu. Și dai peste echipa care câștigă campionat. Titlul cu da. Mircea, cu Mircea Lucescu. Lucescu. Dai și peste Lucescu. Da. Ce impact au avut și jucătorii ăștia și Lucescu asupra ta? Adică, ok, vii de la Pitești și vezi, păi, ăștia erau dumnezei. Bine, eu momentele alea când vedeam un fotbalist, mi se părea că văd ceva extraterestre, adică ceva ieșit din comun, adică un respect pe care îl aveam incredibil. Cărai gențile? Nu era cu căratul genților, dar mă dezbrăcam, nu aveam loc în vestiar, ne dezbrăcam în sala de forță. Era mai mult, nu era doar cazul meu, că în momentul când am venit la Rapid, eram 4-5 jucători care se antrenau permanent cu prima echipă. Ok, ne antrenam luni, marți, miercuri, joi și după care jucam, mergeam înapoi la tineret și jucam. Cum da. Se întâmplă și acum, de obicei, cu jucătorii tineri. Se antrenează prima parte a săptămânii cu echipa mare, după care... Da, dar voi erați Constanța acolo, adică eram, voi v-au adus, v-au ales, au văzut că sunteți buni toți, nu? Cine da. Era? Erai tu, era... pe cine am mai adus atunci? Era Rața, Rața a venit? Tănase, era Mărgăritescu, pe care au venit Tibi Ghioane, Tibi Bălan. Erau mulți jucători tineri. Da. Și la tineret încă mai erau. Venise Tamaș la un moment dat. La tineret era Chirilă? Da. Ionuț Chirilă? Da. Ok. Bun. Și cum, adică asta povestește-mi un pic, impactul pe care l-au avut să joci împotriva lui Lupu, să antrenezi cu Lupu, cu Sabău, să-l vezi pe Lucescu. Prima parte a, să zic, a integrării noastre a fost faptul că ne antrenam, era foarte important că ne antrenam. Doar ne antrenam. Participam la antrenament, ne făceam treaba, ok, plecam și cam la timp, după care am început să jucăm meciuri amicale. Uh-huh. Pentru că Nea Mircea... Tot timpul luam meciuri amicale, chiar dacă jucam, să zicem, juca echipa duminică, mai luam un meci amical miercurea. Da. Dar pentru jucătorii tineri. Alături de cei care jucau mai puțin, mai le mai dădeau ritm de joc pentru pentru noi, că da, era un lucru pozitiv să joci cu jucători de la prima echipă și pentru jucătorii de la prima echipă, că aveau nevoie de ritm, aveau nevoie de jocuri și era important. Iar un lucru extraordinar, după care am fost în cantonament. Da, cum era la vă băga în seamă pe voi? Da. Discuta mult cu voi? Era nu dur cu voi? Nu, sau discutat... erați, adică erați și voi acolo, nu, îi ajutați era pe de discutat, nu, de discutat nu avea discuții individuale cu fiecare, dar cu discuții de grup avea tot timpul. Mi-aduc aminte că la un moment dat ne chema, să zicem, aveam antrenament cu echipa dimineață, după amiază venea, ne chema pe cei tineri și făcea un soi de individualizare cu noi. Da? Nea Mircea, chiar el. Ah. Că, da, ne chema că mai să mai facem un antrenament. Aha. Că lucru care, sau pentru noi, să ne cheme la antrenament Mircea Lucescu. Mircea Lucescu era ceva, nu știu, și de bea așteptai. Păi, nu, erau lucruri care... Chiar te făcea să te simți important? Te făcea să te simți... fotbalist, să știi că te cheamă Lucescu la... Bă, nu neapărat, la... nu că ne simțeam fotbaliști, dar simțeam că avem posibilitatea să ajungem fotbaliști. Ce de-aia când zic, bă, nu mă cheamă degeaba. Bă, putea să fie altul locul meu sau altul locul... Că simțeam, bă, dacă mă cheamă, înseamnă că vede ceva. Da. Atunci nu mă chema, că era o grămadă fotbaliști, adică de ce să mă cheme chiar pe mine, că n-avea niciun interes, nu? 100%. Ce te-a impresionat la Lucescu? În perioada scurtă pe care aveai, că... Era... Nu lăsa nimic la voia întâmplării. Deci nu, era totul pus la punct. Nu existau lucruri de care să nu știe. Nu se făcea nimic, nu se făcea nimic fără știrea. Era, nu mai era un antrenor, era un manager, nu știu. Știa tot. De la masă, de la teren tuns, de la minci, de la echipament, știa tot. Nu lăsa nimic la... Și dacă era nevoie să intervine, intervenea. Răzvan era la fel? Sau era diferit? Răzvan mai diferit. În ce sens? Răzvan, bine, mi s-a părut că, ok, niciodată n-a vrut să fie la fel ca să fie... Copia lui taică-sul. Exact, da. Și a vrut
el să aibă filozofia lui, propria lui filozofie, propria, da, adică... Dar era mai puțin obsedat de detalii decât era Lucescu, bătrânul? Nu, 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 era obsedat de detalii, să știi. Că și nu, el? Da, da, da. Nu. Punctul ăsta de... poate că punea accent mai mult, punea accent mai mult pe forța grupului. Era foarte important pentru Răzvan, foarte important grupul. Da. Foarte important. Modul cum reacționa grupul. Da. Nu neapărat că reacționa sau modul cum se comporta un jucător. Că ăla era foarte important ce se întâmplă. Chiar dacă vedea un jucător că iese din tip. Că nu-i ok, nu-i ce. Nu era unul cert, dar era mai important cum reacționează grupul. Să vadă cum reacționăm ceilalți. Vis-a-vis de ăla care iese celălalt. Dar nici n-avea nevoie, pentru că construise un grup așa de puternic încât cei care nu făceau ce trebuia să facă se eliminau singuri. Nici nu mai trebuia să discute cu ei. Era foarte... Deci, practic, el crea o echipă. Exact. Aveați personalități acolo. Da. Unul venea, călca strâmb, nu făcea ceea ce trebuia și grupul elimina. Adică nu mai trebuia să intervină Răzvan, exact. Pentru că știa că ceea ce construise era corect. Era mult mai important. Chiar dacă era un jucător, să zicem, cel care... nu se integra, să zicem, într-un grup. Nu, nu știu. Aha. Și Mircea Lucescu se baza mai mult pe individualități. Mircea, pe... da, Mircea putea să gestioneze și vroia, știa să gestioneze jucătorul cu personalitate, chiar dacă mai erau jucători care... Lupu, de exemplu, da? Era, adică știa foarte bine să gestioneze și grupul și jucătorul. Hai că lăsa și pe unul care nu făcea ceea ce trebuia, știa cum să se poarte cu el, exact. Și să-l folosească, da, în favoarea grupului. Asta nu înseamnă că nu știa nici Răzvan, dar Răzvan nu punea neapărat pres pe băt. Ok, nu, grupul e foarte important. Nici nu a avut individualitățile pe care le-a avut Mircea Lucescu. Da. Adică voi ați avut un grup, dar nu aveți și nici temperamentele, nu cred că erați un grup atunci la Rapid, din ce mi-au eu aminte, să ieșiți mult, să deviați mult de la... Nu. De la, nu, da? Nu, adică nu aveați un lupu. Nu, nu. Valorile erau echilibrate, adică nu erau aici vârfuri. 2, 3, 4 jucători extraordinari și restul, să zici, bă, da. Și făceam diferența doar cei care... Noi să fi fost doar unii care erau de lot sau de... jucători de echipă, cum să zic, și ceilalți care făceau diferența, nu. Erau jucători cam la același nivel, puțin unii mai, un nivel mai sus, unii mai jos, dar până la urmă era un lot echilibrat, jucători echilibrați. Hai să mergem prima rubrică pe care ți-o propun, De suflet se numește. O să vezi, o să ne uităm împreună la niște poze, să le comentăm. Începe. Aici, în plasmă, da? Mai știi când e asta? De când e asta? De până 2000. La vizita medicală. Era vizita medicală la Rapid? Da. Da. Nu, era vizita medicală la centru... Da, ok, dar erai la Rapid la în Rapid, 2000? Da. Da. Cred că 2000, nu mai știu, 99, cam în perioada aia. N-am. Doamne, ce tânăr erai. Fără barbă. Fără barbă? Când ți-ai lăsat și barbă? Păr. O, mai știu. Mai pe finalul S-a care... S-a comentat mult de barba ta. Era așa făcută la... Ha? Ți-ai lăsat nici barbă n-aveam, nici mustață, nimic. N-aveai nimic. Păr mult, bine, ca lumea. Bine că aveam brățar. Dar aveai brățară mișto. Hai că era fiță atunci, mă gândesc, nu? Da, erau vremurile, ce, nu știu dacă erau fiță. Conta să ai, trainingul ăla nu era al clubului, că voi aveați, nu, n-ați avut niciodată Adidas. Nu, era trainingul personal, că veneam în haine... A, veneați fiecare, da. Că nu vă obligați să... Și nu puteai să vii în blugi la... vizita medicală. Trebuia dacă să vii într-un training. Dacă trebuia să te dai jos, să fie... Aveai de străbături câteva cabinete și te dezbrăcai. Ce nervant era la cât vreau. 7 dimineața, 6 vă chemau. 7 dimineața. E cam acolo, că ăștia mai tineri veneam. Primii care veneau aia tineri. Că așa eram. Normal. Aia mai experimentați veneau după 9, frumos. Vă spun că l-am văzut, am fost, că eram reporter și eu în perioada aia. Știu că am fost la o vizită medicală. Nu dau numele, dar a venit unul după un șpriț la vizita medicală. Unul dintre jucători. Deci n-au știut ăia cum să-l... A venit, ăia de la club l-au mirosit, l-au dat lovit, l-au scos de la centru ca să nu... vine mâine cu alea. Omul de era, unde era? Omul n-avea cum să facă vizita medicală. Bun, mi-a plăcut brățara, într-adevăr. Bine, training-ul, am crezut că ți-a făcut training-ul.
Și deci nu era mare. Făceai două training-uri de astăzi din el. Da. Așa erau vremurile. Erau vremurile, da. Hai să trecem mai departe, vedem ce... A? Știi, eram până la umăr. Cu kite. Eram până la umăr, eram. Da. Era mare kite ăsta? No. Nu era mare. Nu, era, cred că, la 1,83-1,85, nu știu cam. La țapăn. Puternic, da, puternic. Puternic, nu? Puternic, da, da. N-ați avut... Asta este de la meciul retur. De la retur din... Asta e de la retur din Giulești. Da. Că văd torsida. Da, 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 da. Și... Ăla a fost startul unui... Startul bine. Da. Ăla... Parcursul ăla extraordinar. Nu v-a fost frică de ei? Sau v-a fost frică și de frică a jucat atât de bine? Sincer, ba, aveau jucători. Sincer, adică... am avut și... Nu știu dacă e noroc sau conjunctură, faptul că am jucat primul meci la ei fără spectatori. Da. Am jucat pe terenul lor. De cuib am făcut 1-1. Poate că asta a fost un avantaj, pentru că știm că suporterii știam și știm și acum că suporterii lor sunt foarte fanatici, adică creează o atmosferă frumoasă în stadion. Eu cred că a fost un avantaj pentru noi, faptul că am jucat cu stadionul. După meciul ăsta a plecat Răzvan de la stadion. I-a arătat un deget lui Copos. Nu? Și a luat o pe linia de tramvai. I-a arătat degetul ăla. Că pleacă. Cum vi s-a părut gestul atunci? Că știu că a fost prima pagină după aia. Au fost trăiri, au fost emoții. Cred că, bine, nu eram nici noi într-o perioadă extraordinară în campionat, dacă nu mă înșel. Nu aveam, erau niște divergențe între conducere și Răzvan. Cred că a fost o descătușare așa. Au fost foarte multe emoții, pentru că a fost ușor de gestionat meciul retur. Am condus 1-0 și pe final au avut un gol anulat. Se putea întâmpla orice. O egalau, ne puteam duce în prelungiri, nu se știe cum să da. Dar până la urmă am absorbit bine presiunea. Bine, pe Giulești era greu. Pe Giulești, adică pentru adversari. Crezi și că era mai greu atunci decât e acum? Giuleștiul ăla vechi, așa? Crezi că era mai intimidant decât actualul Giulești? Mie așa mi se pare. Atunci? Da. Mi se părea, știi, inclusiv adică când aduceai câte o echipă de asta, că stadionul era mai... De la intrarea în stadion, sunt multe lucruri care... Adică dar nu neapărat, că să știi că nu țin... Când ești... Aia din spatele băncii care aruncau cu tot felul de... Asta face parte din farmecul Giuleștiului și face parte din presiunea pe care o simt adversarii când vin pe când, și acum, dar înainte parcă era un pic mai... mai... multă răutate, nu în răutate. Era mai sălbatică atmosfera decât acum e mai mare civilizație. Trăim alte vremuri până la urmă. Stadion, iar public, dar, parcă... Dar simțeam că pe Giulești, indiferent ce echipă venea, noi trebuia să atacăm. Asta era, noi trebuia să jucăm ofensiv. Asta știu că și când ne apăram sus, făceam pressing, nu ne speriam, hai să ne băgăm cum zice fundul în parte, așteptăm pe ăștia să jucăm pe contraatac. Ok. Că la un moment dat, din valoarea lor, te împingeau și te apărai în ultima treime, e altă discuție. Da. Dar în treimea proprie, zic, ca început și ca mentalitate, începeam sus. Pressing, mi-am dat la meciul cu Hamburg. La meciul cu Hamburg, sus, cu Van Buiten, cum erau cu Van Buiten, cu Lula Cruz, atunci. Cu Demel, cu o grămadă. Nu ne interesa, mi-aduc aminte, voi făceam pressing. Ok, că la un moment dat te mai forțează și valoarea, intervine valoarea, e altă discuție, dar mentalitatea noastră era aceea de a pune presiune pe ei. Știi că s-au înjurat în vestiar. Mi-a povestit Van der Vaart, a fost aici și mi-a povestit de meciul ăla, când i-ați bătut 2-0 cu Nico, golul ăla senzațional. Da. Vă zic că după meci, zice că a ieșit un scandal în vestiarul lor, monstru. S-a luat de nu știu cine și au început să se înjure între ei prin vestiar. Probabil că nu se așteptau, dar... Nu se așteptau pentru că să știi că ei în weekendul... De dinaintea meciului, i-au bătut 2-1 pe Bayern. Da. Ei se băteau la campionat atunci. Ei niciodată nu se gândeau în viața lor că vin la...
vin la noi și că vor pierde. Au venit cu nasul pe sus. Nu se gândeau, nu știu dacă au venit cu nasul pe sus. Deși voi i-ați eliminat pe Hertha înainte, exact. E ca altă echipă din Bundesliga. Dar niciun meci nu seamănă cu altul și s-au gândit, lasă-mă că noi suntem Hamburg, noi suntem alt, nu suntem Hertha. Până la urmă nici nu erau Hertha. Nu, no, no, e o diferență mare de valoare, de buget. Dar meciul ăsta și dubla asta v-a dat încrederea că puteți să vă bateți cu oricine? Pentru că sunt convins că nu aveați înainte. Nu, nu, adică echipa nu asta aveam. A crescut în sezonul ăla. A crescut meci cu meci, practic. După care, mai cam zic că după meciul cu Feyenoord, am avut o grupă cu Ren, am avut o grupă cu Shakhtyor și cu Stuttgart. Stuttgart. Am mușcat acasă primul meci din grupă cu Ren. 2-0, am bătut 2-0, la fel, Nico și cu Buga iar. Buga, cred că. Da? Tot, adică, fără drept de apel, fără că, rezultat corect, pe care am câștigat la Shakhtyor 1-0 în 87. Cum a fost meciul ăla? Că vreau să te întreb și de meciul ăla. După aia revenim la grupă. Pentru că ăla a fost un meci, la sfârșit plânge Răzvan, e cu Nea Mircea. Ați simțit voi ca jucători că e un meci special pentru Răzvan? Și cum au fost manifestările lui după meci, dacă vrei, în vestiar? Păi a fost foarte reț. N-a avut nicio, adică la modul... Clar că era bucuros pentru noi, dar era o situație puțin diferită, pentru că el până atunci a ținut cu Shakhtyor tot timpul, se bucura când câștiga Shakhtyor și într-o dată... Vedeați meciurile împreună ale Shakhtyorului, de exemplu, se întâmpla să le vedeți împreună cu Răzvan? Nu. Nu știu, la bază, dacă era într-un weekend... Doar ce am făcut analiza adversarului, atât. Nu, mă refeream la meciuri obișnuite de astea, de exemplu, Champions League sau așa, să că... Nu obișnuiam să vedem meciurile împreună, aveam alte lucruri pe care le vedeam împreună. Am înțeles. Ok, bun. Deci, dar cum a fost săptămâna aia? Mă gândesc că a fost una specială. Nu mai aduc aminte exact așa cu amănunte, dar a fost specială, că toată lumea se gândea, stai că o să joace și o să le... Știi cum? Lumea speculează fel și fel, domnule, că... meciul în sine și că n-a fost unul... Mi-aduc aminte că n-a fost unul strălucit al nostru. Nu. Am apărat foarte bine, compact, am plecat pe câteva contraatacuri. Mălda a dat golul? A dat Mălda, da, de la fază fixă, da. 2 contra 1 și a reușit să dea din colțul careului, cred că din colțul careului mic, nu mai știu cum a ajuns acolo. Exact, dar aveam încredere că ne putem bate cu oricine. Adică, după meci s-a bucurat Răzvan cu voi? Reținu, nu s-a bucurat cum se bucura de obicei. Normal. Reținu, dar a avut normal respect pentru tată, să zicem, nu, e ceva, eu n-am, până acum nu știu dacă s-a mai întâmplat. Nea Mircea a intrat în vestiarul vostru după meci? Mai ții minte? Nu mai mi-aduc aminte, sincer, nu mai mi-aduc aminte. Dar, nu mai știi. A fost bine că atunci, în perioada când ne-am calificat și noi, s-au calificat și ei, dar mi se pare că da. Da, s-au dus și ei. Pentru tine, care fusese antrenat de Mircea Lucescu în perioada aia, a fost și pentru tine un sentiment deosebit să joci împotriva lui sau nu aveai chestii de-astea? Nu, dar sentimentalisme. Până la urmă nu era... Noi ne vedeam, eram jucători, Nea Mircea era antrenor la Shakhtyor, noi vream cu toții, că erau jucători care l-au mai avut antrenor pe Nea Mircea, era Mălde, era cine, nu mai știu exact acum... Sunt mai mulți jucători. Da, Mălda la Beşiktaş l-a avusese. L-a avut și la Beşiktaş. Nu, atunci, în perioada... Nu știu dacă... Nu mai știu. Da, cred. Ce? Păi înainte fusese la Beşiktaş. Fusese, da. Nu. Asta era după. Că sincer, nu, stăteam să mă gândesc la lucrurile de... Ce se întâmplă. Adică Răzvan v-a ținut departe, într-un fel, din ce-mi spui tu, de... drama lui interioară, că a fost o dramă. Că vine Mircea Lucescu, îl pupă, începe să plânge după meci, adică a fost o mare descătușare atunci. Noi am pregătit bine meciul, ca și cum, domnule, trebuie să... N-am ținut cont că e neam mici, pentru că nu aveau niciun secret, adică la modul ce să... De informații, că până la urmă fiecare echipă și-a informații despre cealaltă, încerci să pregătești jocul toată săptămâna, aveai 3-4 zile la dispoziție să pregătești, că aveai jocul din campionat, îl jucai duminica și jucai joia. Da, în Europa League aveai câteva zile la, ok, să pregătești cu echipa, clar. Da. Și ultimul meci a fost cu Am jucat cu PAOK acasă, am câștigat 1-0.
pe care ultimul meci am jucat la Stuttgart. Da. Că jucam două acasă, două în deplasare. Nu, da, nu era tur-retur. Da, 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 ne-am pierdut, am pierdut 2-1. 2-1, da. Da, a fost nu aveam nevoie să pierdem la un singur gol ca să câștigăm grupa. Da, da. A fost 2-0 la un moment dat, 2-1. Adică ați tot întâlnit echipe din Germania în, în anul ăla. Pe Hertha, pe Stuttgart, după pe Hertha, după aia cu Hertha, Hamburg. Hamburg. Și a spus o presiune foarte mare și vreau să trecem la următoarea, la următoarea poză. A spus presiune foarte mare pe cei de la Steaua atunci, pentru că voi ați bătut înainte pe, pe Hamburg, înainte să joace ei cu Betis. Și la ei a fost o atmosferă de mormântare, toți povestesc că după ce voi ați eliminat pe Hamburg, pentru ei a fost o nenorocire. Ei nu știau dacă se califică, dacă treacă, trec de Betis, că urma să jucați. Unde crezi că s-a pierdut dubla aia și de ce crezi că ați pierdut dubla aia cu, cu Steaua? Cred că șansa a făcut. Pentru că au fost două meciuri echilibrate. Uh-huh. Primul meci, poate că prima repriză, să zicem meciul tur, când am făcut 1-1, să zicem prima repriză mai bună a lor, ne-au surprins. Am luat gol și foarte repede, am luat minutul 5, am luat gol. Repriza a doua am revenit noi. A dat Moldo gol, nu? A dat Vio gol. După care la retur mi-au aminte că parcă am fost noi cu un plus peste ei, doar că bine, au gestionat și ei foarte bine, că era normal să apere, cumva aveau un avantaj luat prin golul marcat în deplasare la, și un rezultat de egalitate 0-0 pentru ei era avantajos și au jucat mai mult să apere rezultatul respectiv. Poate că pe final am fi putut să... Dică să are mâncăm acolo o ocazie. Are și Dică o ocazie. Avem, a avut Dică, bine, 87 a avut o ocazie. Bine, acum, până la urmă, cred că șansa. Da. A fost diferit acolo. A ținut de un moment de inspirație a unuia sau altul. A fost greu pentru voi, momentul ăla? Destul de greu, da. Greu? Greu, greu, greu. Ok, dacă ne elimina orice echipă din Europa, ziceai, bă, ok, te-au bătut, nu știu, să zicem, puteau să te Middlesbrough sau Sevilla, da, sau altă echipă, nu știu. Dar având în vedere că te-au eliminat Steaua, era, a fost o dezamăgire mare pentru noi. Eram în fața unei mari realizări. Absolut. Ți-mi minte, Viu plângea la... Era... Au fost momente... Bănesc că toată lumea plângea prin vestiar pe acolo. Dezamăgire, ca după un meci, ca după o calificare pierdută, știi? Adică nu aveai altfel cum să te manifesti. Da. Dar îți face parte din viața noastră și eșecul trebuie să știi să-l gestionezi, și la fel ca și victoria. Asta, dacă e ceva ce îmi pare rău din tot, este meciul dubla din Europa League cu Steaua. Cu Steaua, din toată cariera? Din toată cariera, da, dacă îmi pare rău de ceva. Adică că n-am fi, dacă aș putea să schimb ceva. Da. Dacă aș da poate că, nu știu, alte... Un trofeu pentru meciul. Da, fără doar și poate. Deci ai da un trofeu, da, ca să schimbi soarta dublele și să jucați voi cu Middlesbrough, da, în semifinal. Te-ai bucurat și tu când i-ai eliminat Middlesbrough? Da. Adică ai fost din... Da, n-am fost... Normal că m-am bucurat, să te seama, cum... Și ei erau supărați când ne-am calificat noi cu Hamburg, e clar că și na. Da, și ei toată erau suflarea, toți... Toată suflarea rapidistă, îți dai seama, era un fel de răzbunare, să zic, ne-au răzbunat că, na. A fost un eșec care a durut, dar pentru noi. Eu cred și acum sunt te mai urmărești, adică convins, mai vezi faze sunt din... Sunt convins, mai sunt, mai văd, mai văd pe YouTube, mai am când mi-apar fel și fel de imagini. Și le de închizi sau te mai uiți? Nu, m-am mai uit așa, să văd cum eram noi, cum jucam, cum gestionam. Cred că a fost cel mai... Da, vorba aia, fac meseria asta de mulți ani, nici nu mai contează câți ani. Cred că săptămânile alea de ale dublei și premergătoare și între meciuri și după meciuri, cred că au fost cele mai intense săptămâni pe care eu le-am prins în breasla asta. Deci nu mi-aduc aminte să fi existat un eveniment care să fi generat așa o nebunie, pur și simplu, a fost ceva incredibil. Adică cei care nu au prins momentele alea nu realizează câtă tensiune a fost. A fost tensiune. Eu mi-au că aminte, am fost și pe Giulești și am fost și pe 23 august, mă rog, pe arenă atunci. Mi-au că aminte,
pur și simplu erau oameni împietriți, adică era ceva, era o senzație de asta, aveai senzația că o să tai cu cuțitul, atmosfera, tensiunea. Da, era tensiune, a fost tensiune și presiune, așa, în toate părțile, toată mass media, toată lumea vorbea, numai despre asta se vorbea. Da. Numai despre dubla asta se vorbea. Da, da, da. La orice, pe unde vedeai numai imagini, ba cu noi, ba cu cei de la Steaua, ba cu conducători, ba cu felul ăsta. Asta a fost în jurul acestei duble. Bine, până la urmă, dacă stai și te gândești, era un lucru pozitiv pentru... Pentru România. Să mai jucăm noi un sfert de final pentru de cupă europeană. România iar a fost un lucru foarte bun. După retur, ai avut chestii de astea, nu știu, să nu-ți vină să ieși din casă, să... Să știi că după orice înfrângere pe care o aveam, nu aveam multe, foarte multe într-un campionat, dar după orice înfrângere pe care o aveam, mi-era greu să ies din casă, indiferent cu ce adversar jucam. Aha. Așa, simțeam nevoia să ies. Nu simțeam că trebuie să stau. Așa simțeam. Nu ieșeam, ok, mă pierdeam duminică, gata, luni eram pe, nu știu, pe în oraș sau pe, nu știu, pe la cafe. Ne-ați bea o cafea sau ceva. Nu ieșeam, rar, ceam la antrenament și acasă. După Middlesbrough îi bateți, 2-0. Da, da. Pe 23. Pancu dă două goluri, dacă țin bine minte. Pancu sigur dă un gol. Da, Pancu dă un gol și cred că Grigore. Nicolae Grigore. A contat pentru voi rezultatul ăla? Ați simțit-o ca pe o răzbunare sau nu era așa de important după eliminare din Europa? A fost o satisfacție, da. Știi, tot timpul te gândești, bă, dar mai bine îi băteam atunci. Bă, da. A fost o satisfacție, dar nu a fost la fel. Și atmosfera din jurul meciului respectiv n-a mai fost la fel. Ei veneau după Middlesbrough, erau dărâmați. Da, n-a mai fost. Chiar n-a mai fost la fel. Așa, atmosfera, chiar dacă era un derby Steaua Rapid, având în vedere ce am trăit înaintea duble și în timpul, să zicem, între cele două meciuri cu turul și returul din Europa. Da. N-a mai fost la fel așa și trăirile, nici ei n-au mai... chiar dacă ne băteam la campionat... V-ați bătut voi atunci, voi veniseră, cred că de la vreo 8 puncte distanță. Am jucat până ultima etapă. Și a jucat și după aia a venit meciul ăla de la Petroșani. A venit meciul de la Petroșani și meciul de la Vaslui. Hai să vorbim de la Vaslui. Vrei să vorbim de la Vaslui? Hai să vorbim de la Vaslui! Zi tu de la Vaslui! Păi nu știu ce s-a întâmplat, că nu știu, mi era minutul... Când ați aflat? Minutul. Păi noi... Știați dinainte de meci că eu să câștige la Vaslui? Nu știam. Ne gândeam, bă, o să fie. Bă, Cărădoi venise cu biletul de pariuri la meciul vostru de la CFR Cluj. Ei i-au bătut în regie. Ții minte, da, că a fost, erați voi, Sportul și Steaua, da? Care v-ați bătut pentru titlul în anul ăla. Sportul cu Gigi Mulțescu. Uh-huh. Da? Și Rădoi vine cu bilet de pariuri și la rată. Aminte, da. Și zice, uite, am și pariat că bate Rapidul astăzi la Cluj. Deci v-ați bătut 3-0. Și noi puteam să pariem că bate la... Ai pariat că bat la Vaslui? Nu. Da, ne gândeam că o să... Și când ați auzit? Păi nu, era crainicul de la Petroșani care anunța. La fiecare, l-am jucat la aceeași oră. Știu. Și anunța, era minutul, cred că era minutul 10, era 2-0, nici mai aminte așa. Și v-ați apucat să luați și roșii. Și am apucat de... Să-i tocat. Ai luat și tu roșii atunci? Da. Ai luat și tu al câtelea roșii l-ai luat? Cred că al patrelea. Când nu, al treilea. Când ați început să vă dați seama că o să luați 5 și 5 roșii și că o să se oprească meciul? Cred că... S-a vorbit chestia asta nu, la un moment dat? Nu s-a vorbit. Păi a fost totul întâmplător, pentru că a luat Nico primul roșu. Heleșteanu, arbitru. Heleșteanu la primul roșu, dar nu știu dacă se impunea roșu. A luat Marius în aceeași fază roșu. După am luat eu al doilea galben roșu. Dani la fel cu ieșirea respectivă. Și eu mai trebuie să mai iau unul ca să se închidă. Nu, nu aveam nicio... Chiar nu eram supărat după meci. Singurul lucru negativ e că... după meciul ăla am câștigat ok, am câștigat cupa și am fost suspendați în Supercupa. Da.
Da. N-am putut să jucăm Supercupa cu Steaua și am pierdut 1-0. Da, da, da. Ar mai fost un prilej bun să-i mai... Vezi, nu-ți dai seama pe moment de... Când ești cu capul pe omeri, ești în febra meciului, ești nervos, dar uite că toate astea contează. Hai să mergem mai departe, să vedem ce poze mai avem. Hai să vedem ce ne arăți. Tot cu Steaua, toate sunt cu Steaua, la bricheta. La bricheta, da. Ești și tu acolo. Da, da? E rednic. Să pun. N-ai mană, Dumnezeu să-l odihnească. Costel Zota, acolo. Fane Grigorie, Nea Mircea, rednic, nu? Da. Și numai pe aici, numai cred că sunt oficiali. Numai, nu sunt foarte... Și acolo tot, eram tot în lupta pentru campion. Mi-aduc aminte că erau la 5 puncte de noi. Steau. Dacă noi câștigam meciul ăla, veneam la 2 puncte. Da. Eram cu ei și cu CFR. Noi până la urmă a luat CFR-ul în anul ăla. A luat CFR-ul titlul, da. Da. Dă Săpunarul gol, 1-0. Dă Săpunarul foarfecă sau pe spate, nu știu. Voi ați încercat în meciul ăla, pe parcursul meciului, pentru că ați încercat să calmați publicul? Am încercat să calmăm, dar problema a fost că, nu știu neapărat că a fost ceva premeditat sau nu știu. Simți că a fost o... La ceea ce se întâmplă acum, am văzut acum ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo, cu Steaua, cu FCSB. Da. O dat cu petardă, cu oameni, nu știu, chiar lângă arbitru, n-am mai dat drumul la joc. Adică, bine, atunci, așa considera, nici nu știu cum să-l, sincer, care a fost... Simți că a fost o combinație, o chestie premeditată din partea arbitrului? Nu. Faptul că el a fost după aia decorat pentru momentul ăla, cum ți s-a părut? Ba, pentru momentul ăla a fost decorat? A fost decorat, cum să nu? Sandu Teacu nu a fost decorat. Da, nu, acum m-am întâlnit de o grămadă de ori cu... Ai vorbit de brichetă cu el? Nu am vorbit de brichetă. Niciodată? Da, am mai vorbit, dar nu mai știu exact care a fost. Eu nu l-ai întrebat, băi Sandule... La urmă au luat decizia, nu mai s-a... Ce să mai dezgrupăm morții? Ce să-i mai... Asta facem acum în emisiune, da, în podcastul. Da, nici nu știu ce să... Chiar nu știu ce să cred, ce să... Lovin care... Păi nu, dar Lovin și acum, că sunt prieten cu el și vorbim și zice, bă, n-aș mai face asta în viața mea. Știu. Da, este colaboratorul vostru, nu? Da. Păi da, și zis că mi-a întâlnit aici. Regretă, el chiar regretă. Da, adică, nu știu ce... Știi cum ești în teren, te manifesti într-un fel, după care poate nu-ți dai seama atunci în febra jocului, tensiune, nervi, faci niște gesturi pe care după le regreți. Cât de mare a fost frustrarea ta după meciul ăsta? Fiind un tip ambițios, fiind, erai capitanul echipei, erai, știai miza meciului, știai că aveți 1-0, știai în ce minut se întrerupe meciul. 70 cât? 75, 74, 74, un sfert, mai era un sfert de oră. Noi am sperat până în ultimul moment că nu o să ne dea 3-0, că se poate rejuca meciul. Adică chiar am sperat, n-am crezut că se poate da un 3-0 la masa verde. Mi-aduc aminte că chiar eram încrezători, că nu cred că se va... Da, așa s-a decis. Da, deci asta a fost momentul în care am ieșit din lupta pentru câștigarea campionatului. Da. Clar, n-am mai avut putere, mi se pare, cred că următorul meci l-am și pierdut. Dacă nu mă înșel, nu știu, ne-aș cadă în deplasare la, cred că pe la Târgu Jiu sau nu mai știu, am pierdut jocul. Am ieșit, nu mai puteam mental. Da. N-am mai reușit. Sunt momente care... Dar nu, astea nu sunt momente. Ăsta nu e moment pe care îl trăiește, deci sunt fotbaliști care n-au trăit niciodată chestia asta. Mulți, cei mai mulți fotbaliști, nu trăiesc niciodată așa ceva. Asta e o realitate. Hai că trăiești altele, trăiești că ai 2-0 și te bate aia 3-2, trăiești că... Mai 3-0 și faci 3-3. Pierzi titlul 3-0, 3-3 la Galați, trăiești că pierzi titlul în ultima etapă. Dacă se întrerupe un meci că îi scoase echipa de pe teren, asta nu trăiește aproape niciun fotbalist vreodată în carieră. Da, parcă prea repede au luat decizia, adică doar asta a fost. Nu știu cum era regulamentul în momentul respectiv, că putea să dea o pauză, cum să dea cu, bă, veniți cu acela vestiare, nu știu, sau veniți într-o parte, stăm 5 minute, 10 minute, cât e regulamentul, să se liniștească lumea. Crainicul anunță ce are de anunțat, face toate anunțurile, după care să rea jocul, nu știu. Cred că am fost acum și în Liga 1, cred că s-a întrebat de vreo 2-3 ori. Da. Și așteaptă până să
să calmeze spiritele și să rea jocul. Nu cred că, eu cred că jocul ar fi trebuit terminat pe teren, adică indiferent de... Ma, cred dacă pot să-i reproșez asta, nu știu că ce a fost în tenis, pot să-i reproșez faptul că au luat decizia prea repede. Da, da. Atât. Nu da. A fost, mă, ok. A ieșit o dată pe teren, au aruncat, au mai făcut, au alea, ai mai ieșit încă o dată, ai spus, bă, nu mai aruncați, nu mai faceți, nu știu ce. De vreo două, bă, ok, vezi că fac în continuare? Zici, da. Pentru simplu fapt că s-a nimerit să te lovească, că putea să lovească pe oricine. Ce mai avem? Hai să trecem mai departe. Trecem la Urziceni. Canute. Canute. Canute, da. Cu Mehmedovic și cu Apostol. Ai fost trist că ai plecat de la Rapid? Dezamăgit? Nu am fost neapărat dezamăgit. Sau trist. Până la urmă a fost un pas înainte în cariera mea. Până la urmă am venit la o echipă care a jucat Champions League. Am avut rezultate senzaționale pe plan european. Când ți-a zis Dan Petrescu că schimbă sistemul pentru tine, că de fapt asta a făcut. Asta a fost găsenița lui Dan Petrescu. Cred că ați pierdut primul meci, nu? Cu Sevilla. 0 cu Sevilla. Cu Sevilla, da. Și în momentul... Am jucat 4. Și în momentul ăla Petrescu a zis ok, clar că dacă mai jucăm tot așa o să ne bată toți. Da. A schimbat sistemul, da. Și atunci a schimbat sistemul și a zis cu tine, tu fiind Jolly Joker, da? Da. Venind jos, urcând la mijlocul terenului, da. În perioada aia. Când ți-a transmis ideea? Te-a întrebat, te-a consultat sau pur și simplu ți-a zis asta se va întâmpla? De la început am fost ferm convins că asta se va întâmpla în momentul în care s-a făcut transferul. Că mai aminte am plecat de la Rapid și au avut nevoie de un jucător, din ce mi-aduc aminte, care să aibă cât de cât experiență la nivel internațional. Da. Adică jucând atâtea meciuri în Europa League, aveam o anumită experiență. Da. Cei mai mulți dintre jucători nu jucase de la europene. Cred că aveau nevoie de un jucător. Și am perceput-o ca și pentru faptul că putea să schimbe sistemul foarte, foarte ușor. Uh-huh. La un moment dat am jucat 3 posturi într-un meci. Am început cu 3 fundași centrali, am trecut la mijloc și am terminat fundaș dreapta. Da. La meciul cu Glasgow. Pregătisem meciul să jucăm cu 3, 5, la Glasgow, dar cei de la Glasgow jucau cu un singur vârf. Am zis, bă, stai puțin, urcă la mijloc, am schimbat sistemul. După care am mai făcut niște schimbări, am trecut fundaș dreapta. Meme te-a convins să vii? A fost unul dintre oamenii care m-au convins, da. Cum a ajuns Meme? Că voi erați în tabere în mod normal diferite. Da, am avut niște clinciuri, da. Da, voi ați avut clinciuri la viața voastră. Cum te-a abordat Meme și cum ați ajuns să vă... Că până la urmă și astăzi aveți o relație foarte bună. O relație foarte bună. Mă cam de că m-a sunat, bă, vrei să vii, uite ce vrem să facem, putem să facem, dacă ai vrea să vii, facem o ofertă că vrem să jucăm așa, Champions League, ok, o să te sune și Dan Petrescu, ok, eu mai lucrasă cu Dan Petrescu în perioada care fusese la Rapid. Etapele alea. Da. S-a vorbit atunci că l-au lucrat jucătorii pe Petrescu. Nu, nici vorbă. Hmm? Nici vorbă. Up, ce bine îmi pare că ai luat țeapă, cu Reznic. A fost la Craiova, da, ne-am mutat la Craiova, da, 3-1. Deci tu lucrasei cu el și a venit Meme și te-a sunat? Meme, a vorbit, bă, ești ok dacă facem o ofertă și te... Eu zic, bă, nu știu dacă mă lasă. I-am și spus, nu știu dacă ajungeți la o... I-au dat bani pe tine, dacă țin bine minte, au dat 500.000, da. 500.000? Da, 400.000 plus TVA, da. Da, 500.000. Sincer, nu mă gândeam că o să... Eu când i-am zis că da, aș vrea, m-ar bate gândul, nu mă gândeam niciodată în viața mea că o să... Că cei de la Rapid, cine, nu mai știu cine era atunci în conducere, dar bine, până la urmă decidea domnul Copos. Da. Nu vreau să zic niciodată, bă, că mă lasă să plec. Eu nu știam ce ofertă vor face, ce se întâmplă. Bă, vrei să vii? Bă, ok, aș veni dacă dacă conducerea consideră că e ok, nu am niciun fel de problemă. Și m-am trezit că e ok, că s-au semnat actele. Doar trebuia să mai dau eu, deci nu mai e, n-a mai fost nicio... Deci au vorbit, au semnat actele și mai trebuie să... Te-a mirat? Sincer,
m-am mirat pentru că din conducere nu m-a sunat nimeni. Bă, uite care e situația. Vezi că am venit o ofertă de la ăștia, de la Urziceni. Vrei să pleci, nu vrei să vezi, ce vrei să faci, nu știu ce. Nu, m-am trezit că... Că ești jucătorul Urzicenului. Nu sunt. Mă rog, că ești ce... Exact. Că ei sunt, da, de acord, ok, mulțumesc, exact, pa, la revedere. Da, da. Se întâmplase ceva înainte, nu, care să nu le convină sau luase-i tu poziție vis-a-vis de anumite lucruri? Eu să știi că n-am fost unul dintre preferații. Știi că mai avea domnul George Cobos, mai avea niște preferați pe la Rapid, așa, în general. Da. Eu unul n-am fost unul dintre ei. Nu te-a halit niciodată. Am fost unul care întotdeauna am spus lucrurile pe nume, am cerut ce era de cerut, când am discutat, adică întotdeauna am fost unul care m-am bătut pentru, împreună cu ceilalți colegi, că doar nu, dar eram reprezentantul lor, da, până la urmă, pentru drepturile noastre, pentru ce aveam noi, pentru dreptate până la urmă. Da. Și bine, nu i-a convenit, nu-i convenea că... Totdeauna, chiar dacă nu erau lucruri extraordinar de dificile sau ceva lucruri importante, odată, de două ori, când ai o problemă, când... Aha. Deranjezi cumva, da, nu știu. Da, s-ar putea, da, să deranjezi. Da. Poate atunci nu mă gândeam în conștiința mea, atunci cu aia, nu, mă vedeam, eram așa, le vedeam, nu m-a interesat. Asta cred eu că așa e niciun fel de problemă, nu vrei să mă mai ții. Ne strângem mâna, mergem, da, mai departe. Da, da. S-ar putea să ai de câștigat, s-ar putea să ai să pierzi. Crezi că a contribuit asta? S-ar putea. Da, da. S-ar putea să nu mai fi avut nevoie de un jucător cu personalitate și cu un trecut, cu foarte mulți ani trecuți pe în club. Da. Nu știu. Cam asta am simțit, că în moment prea ușor s-au întâmplat lucrurile, adică fără să mă anunțe, m-am trezit eu, să tau eu telefoane, să întreb, dar ce s-a întâmplat? Da. Pe lumea a rămas, eu țin minte că toată lumea a rămas șocată de mișcare la vremea aia, că nu se pupau lucrurile, nu prea avea nicio logică. Da, mi-aduc aminte că din punct de vedere financiar nu stăteam foarte bine. Tu? Lucrurile, nu eu, nu. Rapidul, da. Da. Că au început să ceva probleme, ba întârzieri la salarii, ba... Și tu te-ai dus la salariu mai bun? Să știi că nu. Nu era numai dacă aveam anumite performanțe, aveam salariu mai mare. Da. Dacă ajungeam să câștigăm meciuri, dacă ajungeam să joc meciuri, mm-hmm, că doar așa, mm-hmm, niște bonusuri de performanță erau. Poate erau mai... Adică punctele alea de Champions League multe, că v-ați făcut 9 puncte, cred că. Da. Au fost... Nu, am nu făcut 10, 8, a făcut 8, 8 puncte. 8 puncte și 8 după 8 aia a făcut 9 sau 10 CFR-ul. 10 CFR-ul. Da? Da? Tot cu... Adică da, ai fost și în campania aia. Am fost și în campania, dar am jucat mai puțin. Ai jucat puțin? 10 minute. Da, dar pe Old Trafford. Da. La victorie 1-0. Da. Deci, adică tu ai jucat într-o victorie românească, e diferent, bă, 10 minute, dar ai jucat într-o victorie românească pe Old Trafford. E, cum să spun, astăzi pare SF. Dar rămân la Urziceni. Tu pentru punctele alea ai luat bani în plus? Adică aveai la punct? Aveam bonusuri. Toți jucătorii au avut. Aha. Nu e un contract, da, că l-am avut în contract. E un regulament de ordine interioară, ai câștigi campionatul, ai un bonus. Câștigi nu știu ce... Având în vedere că jucam în Champions League, bă, câștigi un meci în Champions League, e atât. Adică aveai plus meciurile jucate, dacă jucai, iar... Era mult schimb Adam Petrescu la Urziceni față de cum îl știai de la Rapid din perioada lunii alea cât a stat? Nu. Era la fel? La fel. Nu era la mai... fel, nu, la fel era atunci, la fel e și acum. Și că nu e diferență mare. Da, mai trec ani peste. Nu știu, dar, mă gândesc că poate era mai înțelept, mai știa cum să gestioneze anumite lucruri mai bine, mai vestiarul. Simțea foarte bine echipa, știa ce tip de echipă, ce jucători avea și știa cum să îi facă pe jucători să nu se relaxeze. Mă, am auzit chestia asta. Avea toate tacticile din lume. Da, nu știu, tot eternul nemulțumit. Nu-i convenea niciodată nimic, nu? Puteai să câștigi să... Nu, trebuie găsea câte ceva. Adică diferența, că tu până la urmă ai avut succes mare cu Răzvan Lucescu, da? Cu un tip de om, da? Și cu Dan Petrescu, cu totul alt tip de om în cupele diferiți, europene. Diferiți, da. Adică nu există comparație între... Pentru că la Urziceni erau niște jucători care dădeau randament sub o anumită presiune, nu știu. Poate așa, da, considera, nu știu dacă alt antrenor putea să facă ce a făcut Dan Petrescu la Urziceni.
E adevărat că îi convenea când pierdea meciuri la, de astea, că și el organiza meciuri de, la mijlocul săptămânii. Și am înțeles că îi convenea foarte mult când, când pierdea câte un meci de astea, că avea prilejul, sau nu juca echipa bine, că avea prilejul după aia până la sfârșit, până la sfârșitul săptămânii să dea în voi. Sau cum a fost și cazul acum Oțelul lui Galaz la... La unde, cu cine au jucat? Cu Uta. 4-0, 4-2. La 4-0, că au luat două goluri, mama, la două goluri. Să facă Dorinel un pic de tam-tam. Un pic de... Nu, mamă, nu convine, că nu știu ce, hai ca să... Deja să-i ții puțin. Da. Să nu-i lași să se relaxeze, pentru că era tendința de te relaxa. După un meci bun, după un rezultat bun... Și Petrescu nu făcea chestia. Nu făcea chestia, asta era mentalitatea lui, era... Făcea parte din... Din, nu știu, din... Ideile lui, nici nu știu cum să o... Da. Bine, la un moment dat știam, nu mai ne... Degeaba, știam placa. Ne obișnuisem, nu era bine. Ne obișnuisem, dar să știi că era un grup foarte, foarte, foarte bun la Urzice. Foarte, jucători foarte, adică disciplinați, foarte disciplinați, foarte caracter extraordinar. Am întâlnit acolo... S-a mai întâmplat ceva ce nu pățește aproape niciun jucător. Știi că ai pățit-o pe aia cu bricheta, meciul de la Rangers, iarăși nu pe aia. Adică câte autogoluri și-au dat aia? Trei. Și și-a mai dat și Dragutinović, cred că, gol în, da, cu Sevilla. Cu Sevilla acasă. Adică voi ați... Voi atunci... Deci ați luat puncte. Bă, și-au dat de vreo 4 autogoluri. Adică trei puncte. La sfârșitul meciului, știi cum puneau pe tabela la meciul cu Sevilla? Puneau pe tabela, da, nu știu, top. Cei mai mulți ca kilometri alergați. Primii cinci, ai noștri. Normal. Aia erau șuturi pe poartă. Șuturi la poartă, șuturi pe poartă. La aia erau șuturi pe poartă, zero. Goluri, unu. N-ai venit niciun șut la poartă, n-ai un gol. Dacă ai dat-o să dragi. Și cu Rangers. Da. Și cu Rangers? Cu Rangers am luat gol, mi-am cam amintit că am luat gol în minutul 1. Da. La primul corner. După aia lovitura liberă un ofraș, a dat un ofraș gol din... Nu, a dat Bilașco, a dat Marius. Da. Și după care au început... Au început, da. Face parte din... Frumos. Face parte din joc. Asta e ce să faci, dar să știi că merita până la urmă. Adică ok. Urziceniu ce a făcut atunci a fost senzațional. Senzațional. Îmi pare rău că am fost suspendat și la meciul cu Stuttgart. Da, și n-am mai putut să, da. Și acolo 3-0 era după 25 de minute. Și după 10 minute. În 10 minute era 3-0. În 10 minute era 3-0. Ia uite să te uiți pe statistici. Eu așa știu. Eu știu că era undeva prin 15-20 de minute, parcă 3-0. Dacă tu zici 10 minute... Ia, o să ne uităm după. O să ne uităm după. Ok. Când am aminte că s-a dus... A fost cu soțiile la meșcu. Mergeam cu soțiile, eram în tribună, s-a dus soții. Azi, bă, nu te duci. Celebrii cărnați. Să ia și ești un... Și când a venit... Mergi să uita la tabelă. Ce-i, mă? Păi e 3-0. Pe când nu am uitat trei goluri. Deci era după cârnați, n-am văzut nenorocirea de vedere. Zic, du-te și tu când începe meciul, că se mai eliberează, că e coadă la cârnați. Da. Și când a venit... Asta mi-aduce aminte, trecem de la următoarea poză. Ați avut voi un meci la un moment dat, nu știu dacă erai tu sau a fost cu un 5-4 ceva de genul ăsta cu Dinamo, o chestie de asta. A fost un Dinamo Urziceni 4-4, 5-4, a, nebunie. 4-4 am jucat la meci, da. Păi la minutul tot la minutul 10 era 2-2, sau nu știu. Păi asta vreau să spun, și aveam un invitat de ăsta, eram la altă televiziune, la o altă televiziune, și erau de ăștia experți care trebuiau să vină la meci, știi? Și nu știu ce naiba, a fost trafic, că eram pe DN1 undeva, aveam sediu la GSPTV, era pe vremea, și a târziat unul, minutul 10, știi, și intră pe ușa aia de la nu știu ce și să se așeze comod în, era minutul 9. Mamă, ce ploaie era, bă. Se uită la televizor și se uită la mine. Era și Urziceni, că la Urziceni nu se întâmpla niciodată chestia asta. Era 1-0, da, și da, se, da, închidea. Și se uită la mine și ce a fost, mă? Fac eu, tu ai 2 minutul 10 și s-a uitat, s-a crucit. Nu mai era Dan Petrescu, era Roni Levi. Era Roni Levi, da. Da. Hai să vedem. Ia, mai dăm niște poze. Ba. La manihilat. Hai mă că n-au, ce? Titiari? Cum era, care-i sentimentul din teren să joci împotriva lui?
momentul în care intri, nu mai te gândești la fel și fel de... Te gândești că trebuie să-ți faci treaba pe tine. Dar ai fost stresat înainte de meci? No. Sau, nu. Păi, dar nu aveam. Trecusem prin anumite situații. Nu mai jucasem contra... Ok, nu am jucasem la echipa națională la nivelul o echipă de genul ăsta. Poate că aveai un anumit trac. Și e normal să-l ai, dar că dacă nu-l ai, înseamnă că... Nu! Mai bine nu te mai apuci. Nu am avut așa ceva special, știți, echipa Franței... N-avea o admirație sau o chestie de asta să... Aveam, da, până la urmă... Dar ți s-a părut vreunul supra-uman? Așa, adică să vezi să dea drumul la... Nu, băi, măcar că am făcut unul cu ea. Păi știu. Bine, e clar că... Și am ratat și noi, am avut... A, dar mai... Că ne-au dominat. Fără doar și poate. Bine. Dar bine, pe ei aveau rezerve, aveau pe Ribéry, Benzema și cu Malouda. Da, asta. Ei erau pe margine. Asta puteau ei. Da, bine, jucau cu, cred că jucau în față cu, jucau cu, mai știu cum îl cheamă, cel de la Marseille, numai un atacant. Giniac. Așa, cu Giniac și cu Gurcuf. Da. Cu Mărzece. Da. Dar bine, o echipă... Franța întotdeauna, o să alineze 3-4 echipe fără... Dar nu mai era Riu din 2005-2006, da. Parcă nu mai era. Când? Nu, în 2009 luase Champions League cu Barcelona, cred că. În 2009 îl câștigase Champions League cu Guardiola. Da. Da, apropo de național, ai participat și la 0-5 ăla de la Belgrad. Da, da. Cu mare scandal după. Cu toată nebunia, s-a vorbit de fel și chip, s-au fost acuze și acolo. Da, nu știu. Că de fapt meciul a fost o înțelegere și că aia nu s-au ținut, că noi nu mai aveam nicio treabă. Nu e la nivelul ăsta să facă înțelegere. Ei, nu între jucători, da, că ar fi fost o chestie că Serbia trebuia să se califice. Dacă ei ne-au dat mai multe decât era normal. Nu. Nu? Poate am putut la momentul respectiv. Noi noi nu mai aveam nicio șansă la calificare. Știu că nu, n-am avut motivația aia, știi, să te duci, bă, trebuie să câștigi neapărat meciul ăsta, știi, nu era în fața unei mari performanțe, să te concentrezi, știi cum, toată lumea să fie în jurul echipei, să simți că ești în fața unui rezultat, te face altfel să intri concentrat. Uh-huh. Poate că am intrat puțin, nu știu, de concentrați. Ei având pentru ce să joace, au fost foarte motivați. Eu așa am simțit lucrurile. Și Mutu care pleacă după meci și este scandalul ăla. Nu știu, sincer să spun, n-am avut nicio... Nu știai că a plecat atunci? Sau ce s-a întâmplat? Sau care a fost povestea? Nu, chiar nici nu crede-mă că spun cu mâna pe suflet, că pe inimă, că nu... Nu știu exact ce s-a întâmplat, că dacă a plecat, n-a plecat, cred că n-am stat să... Uh-huh. Și a trecut o grămadă de timp de atunci, nici nu mai știu exact cum au fost lucrurile. Știu că s-a vorbit foarte mult de... S-a vorbit foarte mult de meciul ăla din multe puncte de vedere. Da. De la felul în care a jucat, la ce s-a întâmplat. Am jucat foarte slab. Da. Foarte, foarte slab. Adică n-am avut nicio șansă, nici măcar... Nu mi-aduc aminte să... De obicei mi-aduc aminte faze din jocuri. Jocurile pe care le-am jucat, dar chiar nu mi-aduc aminte să fie vreo ocazie. Nu, nici eu nu mi-aduc aminte. Foarte, foarte slab am jucat, adică nu pot să zic că era un jucător care, bă, să fie unul care să fie jucat, nu, la 5-0, ce să... Următoarea. Asta e când ai golul cu Sibiu. Cu Sibiu, da. Dai un gol cât un titlu. A fost un gol cât un titlu, da? Minutul da, cât 90... 94. 94. Ai dat un... Eram în 10, da. Mi-aduc aminte că eram în 10, luase roșu Roni. Da. S-au mulțumit? Da. Bine, pentru... Satisfacția a fost mare atunci, pentru că eu am avut o perioadă grea, pentru că veneam după accidentare. Am stat aproape un an de zile, aproape, nu știu, 9 luni de zile. Uh-huh. Nu jucasem, mi-era greu și a venit momentul în care am jucat aproape un retur întreg, am jucat toate meciurile. Da. Că am jucat aproape toate meciurile și chiar am făcut-o bine, adică am fost mulțumit de ce am,
de modul cum am jucat. Cât a însemnat pentru tine titlul, câștigarea unui titlu? Că ai fost aproape, da? Fusese aproape cu Rapidul de multe ori. Am câștigat cu Rapidul. Da, ok, am câștigat cu Rapidul. Ăla... Am pierdut, cred că am pierdut vreo 3. Deci câștigase-i primul cu, da, 2002-2003 cu Rednic. Da, joci acolo vreo 25 de meciuri, dacă țin bine minte, în campionatul vreo, ăla. Da. Nu știu, eu am jucat din 26, că erau 16, da, 3, să ne spun, din... vreo 29 de meciuri am jucat. Da. Și după aia vine pauza aia. Cu niște ani, că de asta te întrebam, cu niște ani în care ai tot fost aproape. Am fost aproape, da. O dată, de două ori, de trei ori și tot nu se lega și tot nu se lega, da, și te duci la Urziceni. Tot câștigam cupa, tot. Cupe aveai? Da, tot câștigam cupa, dar la campionat ne băteam aproape până în ultimele etape, dar nu reușeam și să... Și vine titlul ăsta și ai și contribuția asta a golului ăstuia, care evident că ai avut, nu știu, ai simțit ceva deosebit, erai și deja un jucător matur, erai un jucător cu... Ai simțit că e o chestie deosebită? Da, pentru că am simțit că era foarte important meciul respectiv. Eram la luptă noi cu, deci, CFR-ul, cu Steaua și cu Vaslui. Da. Eram acolo în 2-3 puncte. Meciul cu Voința era obligatoriu să-l câștigăm. Pierdeam puncte, pierdeam 2 puncte, era aproape imposibil, nu mai eram la mâna noastră. Da. Nu știu, așa... Așa a fost, nu știu, așa a fost destinul. M-a dus faza, nu mai știu exact, că îi spusesem lui Peralta să rămână el, că nu mai putea, zic, bă, rămâi tu, că mă duc eu mai în față, vedem cum mai punem puțină presiune. Eram în 10, nu mai aveam ocazii, nu. Meciul mergea către, mi-aduc aminte, mergea către 1-1. Am avut așa inspirația aia de moment. Am avut o satisfacție, normal, că... Mai ales după ce am câștigat și campionatul, mi-am dat seama că a fost o contribuție enormă. Da. Până la urmă, dar nu neapărat golul, dar eram satisfăcut că jucasem un retur. Da. Meci de meci. Ba a fundaș dreapta, ba a fundaș central, adică ba în mijlocaș. Am avut o contribuție, adică n-am fost, dacă mi-aduc aminte, n-am fost unul dintre jucătorii care să fi trecut pe la echipe, doar să fi jucat puțin. Da. Nu, da. Am fost unul care chiar mi-am adus la orice trofeu pe care l-am câștigat, am avut o contribuție, adică am jucat. Da, da. N-am da. Fost să intru 5 minute sau 2 minute, 3 minute, știi cum mai intri vreo din 30 de meciuri, mai intri în fiecare meci câte 2, 3, 4, 5 minute. Nu, dar una e să joci meci de meci, să ai contribuție, știi, că adică simți că am câștigat un trofeu, dar am jucat. Nu l-am câștigat doar așa, doar intrând 10 minute și ți-l pune acolo ca și câștigat, știi? Da. E o satisfacție, da, clar. Nu. Și după aia ei ți-au mulțumit că ți-au... Da, ne-au mulțumit... Cu minus 100 de mii. Cu o strângere de mână. Dar... Dar e fotbalul românesc, astea sunt groazice. Da, dar nu doar de ale fotbalului. Vrei să spun, Bogdan Stelea a dat faliment Salamanca. 100, tot 100 și... Gaura. A, știi ce se întâmplă? Tot ce sunt... Adică în fotbalul din România, asta, legea asta, insolvenții, este făcută doar pentru a proteja clubul. Nu patronii. Pentru că e valabilă club, și... de club, nu vorbesc de patron. Nu, nu, dar eu vorbesc că legea insolvenței e valabilă și în societate. Adică nu e doar în fotbal. Evident. Deci este făcută să protejeze patronii. Patronatul. Logic, da? Că... Este un fel de moarte sigură pentru un fotbalist care are de recuperat. N-ai nicio șansă. Da. Să mai recuperi. Și foarte simplu. În momentul în care ai dat în insolvență, ce aveai datorii, o să-ți iei. Nu, sunt rare. Ți-a venit să crezi că ai ajuns în situația... Da, să știi că nu eu mai am fost mulți jucători. Da, da. Doar că eu am fost mai... am fost unul dintre jucătorii care am încercat să fac ceva. Da. Că ceilalți s-au mulțumit să aștepte. Da, da, atunci când ai pățit tot tu, n-o pățiseră atât de mulți. După aia a început seria insolvențelor. Eram printre primii care... Asta spun. Adică în momentul în care ați pățit-o voi la CFR Cluj, nu era o obișnuință. După care în deceniul ăla următor
au tot intrat în insolvență, tot felul de cluburi, adică a devenit o chestie uzuală. Pe mine, sincer să spun, nu neapărat că sunt supărat pe ce s-a întâmplat la CFR. Da, ok. Niciun fel, asta este, așa au gândit-o ei în momentul respectiv, să intre în insolvență. Nu asta m-a deranjat mult, m-a deranjat ceea ce s-a întâmplat la comisiile din România. Atenție. Pentru că eu când mi-am depus memoriu, să zicem, am depus jucător, da, indiferent că sunt eu, depui memoriu în luna iulie, da, în luna iunie, iulie, da, sau august, îți depui memoriu și pe tine te aștepți 6 luni, 7 luni până în februarie, când au martie, când au intrat în insolvență, sunt mai multe luni, 6, 7, 8 luni, ca să poți să dea un verdict. Atunci e o problemă. Eu așteptam să intre în insolvență. Nu m-a deranjat, ok, asta e, au făcut lucrul ăsta, nu e niciun fel de problemă. Pe mine m-a deranjat ce au făcut cei de la comisie. Ok, eu așteptam să intre clubul în insolvență. Pentru că ca să... ei au tot timpul tergiversat lucrurile. Da. Le-au ținut-o și au făcut revizuiri și tot felul. Asta e o problemă. Nu asta, pe mine, ok, e club... Așa au gândit-o ei. Pe mine, aia, mă, că dacă cei de la comisie spuneau, da, ok, au dat repede o hotărâre, bă, ok, am făcut memoriu, îl judeci, faci apel, faci recurs, cât trebuie să dureze. Bă, dă-l 2 luni de zile, cât poți să dureze. Bă, 3 luni, bă, 4, 5, nu știu. Bă, dar nu 10. Așa asta e problema. Nu e, așa, nu, e. Așa e. Așa de ce am vorbit noi de CFR? Noi trebuie să vorbim de ce avem. Bine, noi. Bine, și cu CFR-ul e o problemă, că și mai, ei. M-am mai întâlnit cu cei de la comisie, că am mai avut niște probleme cu... niște roșii, că e aceeași comisie de disciplină. Da, da, da. Hai să vedem ultima poză. Asta e Supercupa, nu? Asta este Supercupa. Este înainte de Supercupa. Te-ai mai gândit în momentul în care, bun, pleci de la cluburi mari și începi să te duci către cluburi mici, că e final de carieră, așa. Te mai gândeai vreodată că o să mai câștigi vreun trofeu? Nu. Sincer, nu. Când a fost cupa aia de... Mă rog, am umplut-o de mici, nu? Că s-a vorbit că am umplut-o leasă de mici. Nu, chiar nu mă mai gândeam în viața mea că mai pot să mai câștig un trofeu. Uh-huh. S-a întâmplat cu Claudiu. Da. Am avut un parcurs excelent atunci, în perioada aia, că eram la retrogradare, eram în play-out, meciuri grele, nu era o perioadă bună, a venit Claudiu, a pus echipa pe, da, vine un antrenor nou, a pus echipa pe, era la început de carieră și el, simțea foarte bine jucători, eram jucători cu experiență, a reușit să facă un grup, să dea tot așa mai multă încredere grupului și am reușit performanța de a câștiga cupa. Cupa și Supercupa. După care am câștigat și Supercupa. Da, incredibil. Adică era... A fost, e printre surprizele mari din istoria competiției, câștigarea cupei de către voluntari. Da. Adică nu... Știi că da, eram, chiar dacă eram jucători care trecusem de o anumită vârstă, eram jucători care avusem performanțe la nivel. Da, da, da. Știam să jucăm anumite meciuri. Da. Și am știut să jucăm, am avut un meci cu Craiova, tur-retur, cu echipă bună. Am avut meciul din finală cu Astra, cu la fel, cu echipă, era Șumi la... Da. Cu Nico, cu Lovin, cu Săpunaru, cu da, grumadă da. De... Am știut să știu, am știut să... Cu Teixeira, aveam o echipă... A fost mai mare... A fost cupa care te-a bucurat cel mai mult? Nu. Nu. Pentru... Nu, cel mai mult m-au bucurat trofeele câștigate cu Rapid. Sincer. Cu Rapid. Da. Da, e o bucurie aparte. Simți, suporteri aproape, lumea aproape de tine. Aici era, ați câștigat-o pentru câștigat-o, voi. Și erau familiile în tribună. Și la CFR, la fel, am câștigat campionatul, repede am făcut o petrecere, o oră, două și am plecat. Da? Adică n-a fost o satisfacție. Că la Arapea am câștigat campionatul, 3 zile n-am dat pe acasă. nu mai știu până am ajuns. Nu mai știați. Ce? A fost un fel de... Ce s-a întâmplat cu Manchester City? Da. 3 zile n-am mai știam. Eram... Simțeai, ieșai pe stradă, lumea vorbea, adică e altă emulație. E alt feeling. E altă emulație în jurul unei echipe care are ceva în spate, are o istorie, are suporteri, are...
Era șmecherenic. Să compară, cu tot respectul pentru tot, dar da. nu simți la fel, n-ai cum. Era șmecherenic, se vorbea de șmecheria lui Rednic. De faptul că știa să vă... Eu am avut de 4 ori. Că știa să vă îmbârlige. Și momente bune și momente mai puțin. Dar cu Neam Mircea am câștigat, am debutat. Cu Neam Mircea am câștigat cupa, am câștigat campionatul. Da, nu spun. Nu. E o poveste că la un moment dat l-ați fi chemat voi la un restaurant pe Mircea Rednic. cu Adi. Și că era acolo că Rednic îi spusese unuia ceva și unuia altceva. A, nu. Dar asta obișnuiam să-l chemăm. Dar dacă l-ați chemat și că l-ați confruntat, adică l-ați, că a rămas Rednic, că nu mai știa Rednic ce să mai zică. Momente și momente. Știu eu ceva, nu? Știi ceva, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa? Nu, știi ceva, dar nu a fost așa. Mă lasă. Nu a fost așa, spun sigur. Știi ceva că l-am chemat, dar nu... L-ați dar chemat. Nu a fost așa, l-am chemat, dar dacă mi-a cam nici n-a venit. N-a venit? Nu. Eu poate au fost alții. Da. Nu a fost, mă, că nu, erai... mă, lasă alții! Nu, erau alții, sigur. Nu erau alții, sigur au fost. Deci eu... Păi că alții la altă echipă. Nu, noi l-am și noi obișnuiam să chemăm antrenorul. Când mergeam la masă, noi chemam antrenorul. Da, era alt tip de... Îl chema să plătească. Aha. De asta îl chemați, da, da. Și pe Rednic? Păi Rednic ce-l chema să plătească. Rednic, hai să ne plătești nota. Nu, glumesc, nu. Normal. Am înțeles. Deci nu l-ați chemat să punem adevărurile cap la cap, că nu se pupau. Eu așa știam, că nu se pupau adevărurile. Adică ce știa unul, ce știa altul, ce-i spusese unul, ce-i spusese altuia și după aia a trebuit să vină să dea explicații. Eu, sincer, nu mi-aduc aminte. Poate a fost alții, serios, nu mi-aduc aminte. Eu mi-aduc aminte de ce știu eu că le-am trăit. Eu astea nu le-am trăit. Da. Bun. Luăm o... Fii atent. Deci, trebuie acum... Dăm cezarului ce al cezarului. Știi că avem sponsori. Trebuie să le dăm lor. Este momentul Betano. Atenție, prieten, la mesajul următor. După care o să-l pun pe Vasile în finalul podcastului nostru să aleagă. O să vezi ce alegeri grele o să-ți dau. Betano! Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Ok, trecem la ultima parte a podcastului nostru. Alegerile. Haide să-i dăm alegeri, să-i dăm chestii grele lui Vasile. Să înceapă. Bun. Manele, muzică populară, muzică lăutărească, muzică rock. Bă, sincer? Sincer. Normal că sincer. Când eram puști, da. Eram pe... Atunci erau toți manele, da? Așa. Și acum sunt mai... Sunt cu populară. Ai început, ești cu Marioara Mărărescu. Da, gata, clar. Am trecut la TVR, deja gata. Care e? Ce? Muzică rock. N-am fost fan niciodată. N-ai fost fan. Ok. Populară am început să-mi placă. Cu cât înaintez în vârstă... Care-i solistul sau solista? Au neapărat că am muzică populară în general. Așa. În general îți place? Nu. Am melodiile vechi, mai mult melodii vechi. Nu. Te bagi la cântat? Nu. Niciun, n-am talent. Nu? Da. Zic și eu așa. La câte un party, la câte o astfel, la câte un șpriț. Nu. Nico, el e cu... Nico e pe o parte de cântare. El e cu DJ, e și DJ, e și cântăreț. Tu ești pe ascultare mai mult. Eu mai mult cu... Ascultat. Am înțeles. Bun, muzica populară. Hai, ce urmează? Fost chiar așa de... Hai să le vedem. Ina Antonia. Niciun. Stai puțin. Ca ce? Ca ce vrei tu? Nevastă mea. Aia, bine mă. Scoateți-le pe astea, mă rog, frumos, repede. Afară cu ele. Sincer, muzica... Nu e genul. Nu ascult. Nu-ți place? Nu. Și ca femeie? Am spus că nevastă mea. A, și nu e o problemă dacă ești chiar alta frumoasă? Pentru mine nevastă mea e cea mai frumoasă. Nu, aia vreau. Da, dar eu ți-am zis că e mai frumoasă. Nu știu. Nu contează. Da, nu vă scoteți-le pe doamnele astea de pe ecran. Da, exact. Hai, să nu le mai vedem.
Bun, deci nu-i plac muzica. Las fierbinți sau BD-urile? Tu ce crezi după părerea ta? Nu am nici BD-urile. De departe. De departe. Da, e altă. A? BD-urile. BD-urile sunt top pentru tine. Top. Ok. Bun. Am un film preferat, dar bine, nu? Cuibul de Vespi. Aha. Ți-l recomand. Nu știu dacă l-ai văzut. Este incredibil. Ăla e topul ăla tău? Este top. Ăla e top. Ăla este top. Ok, bun. Deci BD-urile ne-am lămurit. Aici, tenis. Tenis cu piciorul sau alergat? Tenis cu piciorul, scoate-l. Nu mă pasionează. Nu ți-a plăcut? Niciodată. Nu-mi place. Ce tare. Tenisul. Da. Și alergare, cam asta e. Tenis, alergare și tenis cu piciorul. Deci numărul unu ar fi tenisul. Tenisul, da. Și joci bine. Și mamă, ce joacă Basile, joacă ca în filme. E n-ai, tătic. Nu mai mă... Ai, ce, nu fi modest. Nu, joc. Dintre foștii fotbaliști, cred că ești în top 3. Da, cred că sunt acolo, în primii 5, să zic. Pe cine ar fi mai bun ca tine? Păi, Pandi? Pandi e... Așa? Bilă? Iar e bun? Da, nu crezi că te bate Bilașcu? Bate, da. Altul, al treilea, îmi plac găsești. Asta e top, așa, mai... Cu care am... Cu ei doi am cele mai grele meciuri. Da. Cu Pandurul și cu Bilașul. Da. Dar cu Pandi joc constant cu el. Da. Sunt zile în care... Știu. În care tu îl bați, sunt zile nu în care... Nu e neapărat că... Da, simt că este unul dintre jucătorii care mă pun în cea mai mare dificultate. Frumos! Următorul set de alegeri. Oamenii ăștia trei. Federer, Nadal, Djokovic. Federer, Nadal, Djokovic. Asta e ordinea. Da. Okay. Ai pus bine. Federer, de ce? Păi ai pus așa. Am înțeles. Nu știu, întotdeauna mi-a plăcut eleganța și loviturile. Altceva la Federer când îl iubeai. Poezia. Da, e altceva. Bun. La Nadal, spiritul ăsta de luptă. Și la Djokovic, ambiția asta și încăpățânare. Da. Mamă, e... E... Bestie. Fiecare cu auturile lui, da. Așa ca estetic, ce îmi place. Și așa mi-a plăcut întotdeauna, mi-a plăcut Federer, Nadal, pentru modestie, că ești foarte modest așa, că nu-l vezi că niciodată nu-l vezi arogant. Da, niciodată da, nu, da, așa e, nu așa subestimează adversarii, niciodată nu vorbește urât de adversare, tot timpul respecte pe toată lumea. La Djokovic, bine, e un pic altfel ca și om, dar ce face e incredibil. Absolut. E incredibil. Este, de acord cu tine. Trecem mai departe. Foștii colegi de linie. Dacă ar fi să alegi unul cu care să fii, domnule, ăsta, cu el vreau să aș face din nou cuplu. Mă rog, cu unii ai jucat în trei, cu unii... Bă, aș face, sincer, aș face cuplu cu toți. Cu toți. N-am așa unul, să zic, că poate că la Adi e un pic mai special. Adi pentru aici. Că este dintre toți cei șase... Hai să le spunem oamenilor, da? E Cadu, Jos, Galamaz, Rada, Marius Constantin, Perge și cu Adi Enci. Cu el și cu Perge am fost colegi și în perioada titlului, da? Da. Plus cu Adi am jucat și în perioada 2000 să zice, până a plecat el la Spartak 2004. Adică mi-a rămas așa în suflet. Nu neapărat că cu ceilalți nu... Da. Că chiar cu toți am o relație extraordinară. Și cu Ionuț vorbesc constant. Cu Perjic la fel. Adică n-am vorbit, dar ne înțelegem foarte bine. Doar când n-am mai ținut așa foarte des legătura. Cu George, cu Galamaz vorbim... tot timpul, cu Marius am mai ținut legătura, cu Cadu n-am vorbit, da. Dar n-am avut o relație foarte ok cu el, n-am avut... Dar cu Ienci, cu Adi parcă ești... mi-i mai aproape de suflet. Mai aproape de suflet, pentru că a fost primul dintre cei cu care am jucat, așa. Deci Adi ar fi, dacă da. E Adi. Ok, da, da. Bun. Ce avem? Următorul set de jucători. Ăștia sunt adversarii. Deci ai jucat printre adversarii, da? Da? Nu i-am ales pe toți. Am luat pe Mascheranu, l-am ales pe Steven Gerrard, pe Titi Henry,
pe Navas, pe Dzeko, pe Benzema, pe Ribery, care te-a impresionat cel mai mult? M-a impresionat. Bine, cu Benzema foarte puțin, că a intrat puțin. A intrat târziu. Ribery la fel. Mascherano a jucat și cu... Dă și gol poate Mascherano. Că... Da, a dat gol la 3-1. Poate Gerard. Gerard. Da. Ce te-ai, adică ce ți s-a părut la el? Ce ai văzut la el? Ce... Modul lui de a se impune, nu neapărat a se impune, de a modul lui de lider, ăsta, tipul de lider. L-ai văzut lider. Se da. Simțea, se simțea da. În teren că e da. Jupân. Nu înainte de meci, când sunt este perioada aia în care încurajezi, știi cum, înainte de meci, aia nu, dar în teren, modul lui de a coordona lucrurile, de a impresionat da, asta. Da. Se vedea că e din filmul ăla. Aha. Că, clar, fără doar și poate. Bun. Steven Gerrard este poate că da, toți fotbaliști despre ce discutăm. Da, este. Hai, următoarea. Astea sunt meciurile, da? Sunt câteva meciuri pe care le-am ales. Hamburg este acolo, deci avem așa, Rapid Hamburg 2-0, Rapid Feyenoord 1-0, Urziceni Sevilla 1-0, Rangers Urziceni 1-4. Din astea patru meciuri, dacă ar fi să alegi unul care ți-a rămas în suflet. Meciul cu Hamburg? Hamburg 2-0. Da. Ăla e... Da, ăla mi-a rămas în suflet, cu toate că și aici, la meciurile cu Glasgow, atmosfera și tot, dar ăla mi-a rămas mie în... Hamburgul rămâne Hamburg, numărul 1. Bun, am lămurit și meciul, Hamburg e meciul preferat, antrenorii. Știi că am avut o relație bună cu toți, n-am avut nicio problemă cu... Da, aia cred. Uite, de exemplu, cu Nea Mircea, ți-am spus, am debutat, am câștigat campionatul, am câștigat cupă, supercupă, am câștigat tot. Cu Dan Petrescu am jucat Champions League. Am fost aproape să câștigăm și campionatul, dar bine, plecase. Okay. Cu Neando am jucat Champions League la momentul la CFR. Tot la fel am avut o relație extraordinară și cu Peseiro, pot să spun. Adică chiar dacă el n-a avut rezultate, să știi că nu e un antrenor, n-a fost un antrenor slab. Nu, deci, clar, a făcut și din punctul afară. Meu de vedere, din punctul meu de vedere, este unul dintre antrenorii care chiar mi-au plăcut. Modul lui de a organiza lucrurile, de a transmite ceea ce trebuia să transmită. Poate că din diferite motive n-a reușit. Da, da. Dar da. Nu era, mi s-a părut cu un antrenor foarte, foarte ok. Adică. Uh-huh. Dar că dintre toți, așa, e Răzvan. Răzvan. Cel mai mult am lucrat cu, am cei mai mulți ani lucrat. L-am avut coleg, l-am avut președinte, vicepreședinte, l-am avut antrenor. Adică, și selecționer. Și selecționer. Adică, uitați aici. Dintre toți, adică Răzvan mi-a rămas cel mai... Cel mai apropiat, da, pentru că am și trăit anumite momente alături de el. Și mult mai mulți ani am petrecut alături de el. Bun, frumos, da, într-adevăr. Toți antrenori buni. Conducătorii. Nu patronii, ăștia sunt conducătorii. Conducătorii, da. Da? O luăm cu... Care ți-a plăcut cel mai puțin? Neadinu, l-am avut în perioada Rapid, tot în perioada când am câștigat campionatul. Era perioada UE fantastică, era, nu știu dacă era președinte sau altă funcție, director. Da. Am avut o relație foarte bună. Uh-huh. Foarte bună. Adică n-am avut niciun fel de probleme. Da. Cu meme sunt la fel într-o relație foarte bună, vorbim de fiecare dată, sunt apropiat, adică față de el, cred că vedem fotbalul la fel, așa, în mare parte
cam pe aceeași lungime de unde. Vorbim strict, strict fotbalistic, nu da. Alte lucruri. Nu, ce să râs când am ajuns. Nu, am avut și cu n-am avut probleme, adică la modul să mă fi certat cu vreunul din ei sau nici da. cu domnul Mureșan. N-am avut absolut chiar nicio. Ok, a fost până la un moment dat cât lucrurile au mers bine la CFR, lucrurile au stat, adică au fost bune, adică la modul era totul ok. Da, adică, da. La modul că tot ce spunea aia se întâmpla. Da, da. Că n-a fost o problemă de... Da, da. În momentul înțeleg. Când n-au mai fost, mă gândesc, resurse financiare, au început să mai să strângă lațul. Cureaua, puțin, să păcălească. A început să... Doar nu, dar așa dintre toți, cred că cu meme m-am înțeles așa, mai... Cel mai bine. Cel mai bine. Cel da. Mai bine dintre da. Toți. Da. Nu înseamnă că nu m-am înțeles foarte bine. Nu, dar stai un pic, că nu e nicio problemă. Dacă te-ai înțeles cel mai bine cu meme, m-am înțeles foarte bine și acum sunt, la fel sunt și cu domnul... Cu Dinu Gheorghe. Da. Ultima alegere. George Copos. Să zic că sunt diferiți. Da? Da. Ce e diferit? Să zic că nu știu, modul de a gândi, în sensul că la domnul Șucu lucrurile sunt foarte clare. Sunt niște delegări de responsabilități, da, ok, asta e răspuns pe fiecare departament, da, tu răspunzi, ai mână liberă, vorba vine, ești răspunzător, te-am dereat, tu faci asta, trebuie să faci asta. Și trebuie să-mi dai rezultatele astea. Exact. Bun. Asta mi se pare vis-a-vis de organizare și de tot ce se întâmplă într-un club profesionist. Bine, și la Nea George, nu cred că... Păi Nea George nu l-am prins doar jucător și atunci... Da, e diferit. N-aș putea să vorbesc, nu știu ce se întâmpla în spatele ușilor, știi? Uh-huh. Eram jucător, n-aveam o... Da. Dar să știi că și la Nea George, că toată lumea zice, bă, că Nea Copos, că nu știu ce, dar să știi că întotdeauna ce promitea, aia se întâmpla. Nu exista. Domnule, să zic că, eu, din ce mi-aduc eu aminte, dacă spunea, bă, astăzi, la ora cutare vă dau aia, mâine, nu știu, pe 25, până la, vă dau, nu știu, ce aveam noi, restanțe sau ce aveam, că până la urmă totul se rezumă la cașcaval. La bani, până la urmă, da. Că de acolo pleacă toate problemele. Da, da. Da. Întârzieri de salarii și atunci n-am avut față de domnul Copos. Eram jucător, nu eram în fiecare zi. Uh-huh. Sau da, în fiecare să săptămână seama. Ca să pot să-mi dau seama vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Dar crezi că a fost nedreaptă lumea cu Copos? Dacă e să adică analizeze acum... La ce? Adică, George Copos a fost foarte mult înjurat de galerie, de public, de toată lumea în Giulești. Da? Acum, dând filmul înapoi, crezi că au fost nedrepți oamenii cu el? Sau era corect? Orice poți să contești un om. Fără doar și poate. Poți să faci ce vrei tu să-l contești. Doar că până ajunge la injurii, să-l înjuri, nu e normal. Da. Indiferent ce a făcut omul respectiv, de ce să-l înjuri. Ok, vreau să-l contest, nu e niciun fel de problemă. Găsesc alte modalități de a contesta un om. Da. Da? De acord? Crezi că Dan Șucu va face ce a făcut George Copos pentru Rapid? Eu cred că va depăși performanțele, părerea mea. Mhm. Vorbim pe plan intern, nu știu pe plan intern, dar ambiția și, să zic, obiectivele pe care le are domnul Șucu sunt acelea de a aduce clubul la un nivel foarte ridicat. Care să bată an de an pentru câștigarea campionatului, care să aibă un cuvânt de spus în Europa, cu toate că ok, vorbim de Europa, nu avem, asta își dorește. Să performeze clubul Rapid, să performeze.
Deci tu zici că o să-l depășească. Eu zic că se poate, eu zic că la cum îl știu, la cum îl știu și îl știu bine acum, pentru că na, lucrând cu dânsul de o perioadă de timp și văd și îl simt cum vrea să facă lucrurile și unde vrea să le ducă, spre ce direcție și pașii pe care, că e important și pașii pe care vrei să... Nu vrei, da, pe e foarte simplu. Vreau să câștig campionatul acum, nu știu, anul ăsta. Sau vreau, nu știu, să ajung să joc în Champions League. Da. E foarte simplu să zici, bă, vreau Champions League. Da, nu. Ok, vreau, dar trebuie făcut pașii corecți. Și cred că în momentul de față ceea ce face la Rapid și pașii pe care urmează clubul sub conducerea dânsului sunt pașii corecți. Eu așa văd lucrurile. Acum da. Sunt acolo în interior și știu. Eu sunt fer convins că vom ajunge ca și club să contăm an de an pentru câștigarea campionatului și să contăm în Europa. Și când mă refer în Europa, să contez în Europa, nu doar să particip în un tur, două. Okay. Vreau să mă refer la faptul că să jucăm într-o grupele Europa League, Conference, poate pe viitor să dea Dumnezeu Champions League, cu toate că știi, mă, suntem departe. Am fost departe, știi, că eram departe de Champions League și am ajuns să jucăm în grupe și să aproape să ieșim din grupe. Se poate întâmpla, poate pe viitor fotbalul va lua într-o direcție corectă și pozitivă, poate cu ajutorul autorităților, cu ajutorul tuturor, vom ajunge din nou să contăm unde vrem cu toții, în Europa, că aia acolo e. Da, da. Ne dor și nouă de... Serios, și vouă, ca și... Ne, tuturor, îți dai seama. Jurnal, nu e frumos să avem și noi echipe, uite, cum suntem la campionatul, european. E altceva. Contezi. Așa e, Vasile. Așa e. Sperăm. Vrei să-mi spui noapte bună, că te văd. Nu vreau să spun noapte bună. Vreau să-ți mulțumesc, în primul rând. Și eu îți mulțumesc. Și mă bucur că te-am avut și mă bucur că am putut să povestim. Și ar mai fost multe de povestit. Stăteam până... Nu e timpul neapărat. Mai bine să mai vii altă dată și să mai povestim și restul poveștilor decât să... Da? Oricând, decât să... cu drag. Mersi pentru invitație. Baftă. Să ne vedem cu bine. Baftă și să crești copii ca lumea. Asta este foarte important, cred eu. Voi, în general, care vă ocupați de centrele astea de copii și juniori, ale tuturor cluburilor, voi aveți, purtați o mare responsabilitate și aveți o misiune extrem de dificilă. Pentru că sunt tot mai puțini copii care fac sport. În general, în România se face puțin sport, iar sportul care se face nu se face foarte bine. Și sunt foarte multe șpăgi, și sunt foarte multe combinații, și sunt foarte mulți părinți care sunt nervoși, și care urlă, și care fac, și care dreg, și care dau din mâini, etc. Da? Iar voi trebuie să aveți personal calificat, corect, să știți să-i alegeți pe oameni, dacă nu sunt foarte buni, să-i duceți la instruire, dar este o mare responsabilitate asta pe care voi o purtați. Și eu sper ca tu și ce faceți voi la Rapid, ce face Hagi, ce face FCSB și toți sunt într-o bună zi să producă un alt tip de fotbalist, că na, avem tot felul de probleme, deși ne-am calificat la campionatul european. Mulțumesc, Vasile, pentru prezență, te mai aștept. Mulțumesc, prieten, pe data viitoare.